Că nimeni nu atacă România, nu se poate, e inatacabilă. Mai degrabă ataci China decât România. Nu știu, spun ceva absurd, suntem în NATO. Nu zici, mă, absolut nimic absurd. Nu mi-am pus problema asta. Focoase nucleare, le trimite la noi în câteva... Nu știu, suntem în cea mai mare putere armată a lumii. Nu există să ne atace. Le trimite până logistica de la Carrefour. Nu se întâmplă, nu o să ne atace. Și dacă ne atacă, o să fie rași de pe fața pământului cine atacă. Sau... E o idee din asta așa, că suntem mici și neputincioși, din care nu putem să ieșim. Suntem noi mici și neputincioși, dar suntem... Prin tratat, ori se destramă NATO din cauza noastră și nimeni nu mai e cu nimeni, ori nimeni nu o să, ori o să fie ras, o să fie distrus tot ce mișcă pe aici și e ochii de inamic sau nu există șanse să vină cineva să tragă în noi. Stai mă așa. Superman zbura deasupra orașului și era foarte excitat. Îl știi? Omul invizibil? Da. Băi, ce? Eu te iubesc foarte mult. Da? Asta e un lucru pe care îl spun foarte rar bărbaților. Da. De ce l-ai mai auzit? Asta e un lucru pe care îl spun foarte rar bărbaților de același sex. Da. Dar noi te iubim foarte mult. Da, da, da. Noi acum te-am chemat fiind toți de aici, de la Happy Fish, da, cât și toți din formația Gojira și Planet Age, care cumva îl include și pe Nosfei și inclusiv el, bă, suntem fanboys. Băi, mulțumesc mult. Deci noi avem cultul lui Zaia Fett. Da. Vorbesc foarte serios. Suntem, ca să înțelegi de când suntem fan, că ți-am și povestit, dar vreau să zic și pe cameră neapărat. Vine, eram la Paul, la Planetești, la Cluj, și Paul zice, băi, ia vină-mi cu seară ceva. Tu știi canalul ăsta? Mă uit, zic Zaia Fett. Ce pula mea? Mă gândeam că colaj manele 2016, da, știi? Da. Dar abană instrumentală nebunie, dai din buric de nebunești, da. 2018, cum să numesc, da, da. Așa zic, Zaia Fett, ce pula mea? Muzică de petrecere, ce e aici? Da, zice, da. Nu mă, uite-te un pic. Și tocmai scosese pe ăla, exact de care spunea, ăla cu Paz Vantechioru. Da, 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 ăla zice, a mers bine. Da, a mers foarte bine. Zice, ia uite-vă la asta. Da. Și bă, dar știi că băiatul ăsta e tare? Zice, da, 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 hai să-ți mai arăt niște chestii de pe alea. Bă, le-am uitat la tot canalul și de atunci ne tot uităm, mă, mâncați așa. Păi, deci de atunci suntem noi fani Zaia Fett. Știi ce scriu acum? Ce se întâmplă cu otomanii noaptea în secolul XVIII? Bă, nu te-ai întrebat, dar... Bă, eu știu niște heisturi pe care le-am făcut lor noaptea, dacă mai ții minte... Ce? Nu știu de ce am impresia, chiar Mircea cel Bătrân le-a făcut niște de-astea. Ah, da, 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 da. Dar nu, le-a făcut niște masonerii în somn. Nu, dar e un studiu sociologic ăsta. E așa de interesant, încă n-am terminat de scris la el, dar o să fie așa. Ultima chestie este când chemarea la rugăciune de seară. Se urcă muezinul sau cum îl cheamă în turn și începe să-și cânte cântarea. Până când termină de cântat, toate femeile trebuie să fie acasă. Bărbații nu trebuie să fie neapărat. Își fac rugăciunea și după aia femeile acoperă cu o cârpă toate paharele să nu se reflecte demonul în ele. Pun cuțite în pătuțul copilașului cu... ascuțisul în sus, să-și rănească mâinile cine vrăjitoarea care fură copiii noaptea, se închid cu 3 lacăte, pentru că așa spune legea musulmană, și începe seara. Scrie în Coran să se închidă casele cu 3 lacăte. Nu în Coran, scrie în legea musulmană, în secolul XVIII, a sultanului, nu știu cum se numește aia. Ah, ok. Codul de legi din Istanbul, na. După cum a... În Constituția... Da, tipul ăsta care a cercetat, a studiat... oameni care au fost dați în judecată în perioada aia și ce se spune la judecată. Și întreba de multe ori, a fost închisă cu 3 lacăte, că dacă nu, deci lacătul de la poartă, lacătul de la casă, lacătul de la ușa ei. Știi? Am asta și că e de la asigurări, boss. Păi așa era, că na, trebuia să se... Deci cadiu, când se ducea la cadiu, că ăla era judecătorul, așa se numea, nu? Cadiu. Nu știu asta. Cadiu era, da. Da, așa. Judecătorul teritorial, că dacă era speța gravă, da, să ajungea la primul ministru, califul era cel mai mare. Da, 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 asta da. Și după aia era cadiu, era judecătorul regional, cum ar veni pe cartiere. Da. Și mai era unul care intermedia. Am uitat cum se numea titulatura aia. Mă rog, cartea nu tratează cum se desfășura un proces, doar studiind procesele astea poate să-ți spune ce am aflat despre noapte. Știi? Și noi acum nici nu știm. Vizir. Ah, Vizir, da. Vizirul da, era. Vizir, cum era la Aladin. Exact, era califul, vizirul și Cadiu. Da. Care avea șarpele ăla cu bățul, cu... Exact. Da, da, da. Da. Revino, zi-mi de cartea asta. Ce carte e asta? Ce se întâmplă cu otomanii noaptea în secolul XVIII? Este o carte... Am găsit-o și sunt așa de încântat că e așa de frumoasă și ciudățică. Na. Exact asta e senzația mea când stau și vorbesc acum cu domnul de la Zayafet. E un băiat frumos și ciudățel așa, adică până să dăm record acum, da. am trecut așa foarte, foarte rapid prin atât de multe chestii. De altfel ești unul din cei mai isprăviți fotografi de nuntă. Am fost, nu cred că, nu știu dacă eram isprăvit. Am încercat foarte mult să-mi fac și eu un drum și na. Numai că era greu cu nunțile și e o meserie de om foarte tânăr, că sunt tânăr și acum, dar nu știu dacă mai pot acum să mă duc o vară întreagă și să nu dorm. Stai de la 9 dimineața până la 6 dimineața a doua zi. De dimineață, nu te duci seara ca formația să cânte seara. Tu ești la 9 dimineața la coafor când se machează mireasa. Umbli după ea prin parc, umbli după ea la biserică, stai în picioare când e 6 seara, tu ai stat deja în picioare 12 ore cu sculele în mână, ești obosit. Din toată ritualistica asta da. A Sfintei Taina Căsătoriei de la da. Noi, care ți se pare cea mai idiotă chestie care n-are, ți se pare că n-are nicio legătură cu rațiunea, cu logica și cu actul comuniunii dintre bărbați și femei în sine, fie vorba între noi? Nu mi se pare nimic idiot. Mi se pare că e un eveniment important în viața omului. Na. Nu. Evenimentul e important. Da. Toată ritualistica asta din jurul lui, lucrurile care trebuie să facă asta, neapărat. E făcută ca să dea importanță actului în sine. Că una e să semnezi un act la primărie și alta e să treci prin toate treburile astea. Eu după ce m-am căsătorit... S-a schimbat ceva în viața mea, știi? De fapt, teoretic nu s-a schimbat nimica. Practic nu mai e stăpân pe propria ta viață. Nu e adevărat, nu e absurd să spui asta. Și înainte mă gândeam ce să fac, ce facem în vara asta, știi? Sau unde mergem în concediu, sau ce facem noi, unde mergem să mâncăm. Și după ce m-am căsătorit, aceleași lucruri, unde mergem să mâncăm, unde mergem în concediu sau ce urmează să facem. Făceam planuri cu nevastă mea, da? Doar că subsolul era ce urmează noi să facem tot restul vieții. E un fel să mâncăm. E o nuanță, e o chestie, luăm un credit împreună, ne-am luat o casă împreună. Acum simt că, uite, am luat sediu astăzi pentru firmă. Și am făcut chestia asta cu ea și eu simți așa că tragi la aceeași căruță, poți să te sprijini pe ea mai mult, când e doar gagică ta, nu știu. Da, știu exact despre ce vorbești, când e doar gagică ta, nu poți să faci asta, nu știu, nu e același, da. Vezi mă ce serios e, mă, mi-a deconstruit toată gluma. Încercam să fac și o glume de-astea bătrânești, de mamă, ce închisoare e căsătoria, matrimonia și astea. Păi fale, frate, n-am vrut să te necăjesc. Necăjește-mă, dragă, că de-aia suntem aici să ne necăjim. Băi, da, repet, eu în continuare o să râd în continuu și o să am zâmbetul ăsta tâmp pe față, că ți-am spus, discuția asta vine fix din postura mea de fanboy Zayafet. Deci, mă bucur că... Absolut. Asta vorbeam și cu Bogdanel, cu Simion Bogdan Mihai, prieten comun, care mi-a și dat numărul tău de telefon ca să o lămurim, așa, pe care îl iubesc nemărginit. Și mi-mi place mult de tot de el. Mi se pare așa de, nu știu, mi se pare că e ca un fel de vedetă mondenă, intelectuală, așa, de tot ce face e cool, e, știi? Da, mă, he's my bro. Da, am început să-l urmăresc pe Instagram, are iubita aia, designer de modă. Cum poți fi să cânți melodii lăutărești din secolul XIX și să ai o iubită designer de modă și să... E ceva mai... Și la lansarea propriei cărți da. Despre ultima generație de lăutari, în adevăratul sens al lăutarilor da. Da. Din România, să spui următorul lucru. Citez din Simion Bogdan Mihai. Da. Lăutarii, la acea vreme, Aveau swag. Da, da. Dețineau ceea ce noi astăzi denumim swag. Da. Da, e foarte... E cool, mă, e foarte tare. Noi o să ne facem aici, și am mai vorbit despre asta și fix la asta lucrez, că ți-am zis că pe peretele ăsta de aici vrem să facem un set nou. Da, da, da. Și o să facem, ăsta o să fie setul podcastului nou pe care o să-l fac cu Simion, care se numește Hipstoricii. Și fiecare episod o să fie dedicat unui an din ultimii 200 de ani. Asta e mai greu de făcut, trebuie să ții. E greu de făcut. Da. Și stăm foarte mult, vreau să stăm foarte mult pe documentat. Și primul an cu care începem normal e 1989, că e un an foarte important. A, nu o să iei în ordine cronologică. Nu luăm în ordine cronologică, este totally random. Da. Ba chiar o să ținem foarte mult la interacțiune cu comunitatea. Da, și 89, e greu. Nu mai bine încep cu ceva mai sexy, anul zero. Nu, 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 ultimii 200 de ani. Pentru că, și zic de ce, este fact-checking-ul pe care îl faci, mi se pare că e mult mai legitim în ceea ce privește istoria recentă. Da. Și asta e o întrebare pe care voiam să ți-o pun, cumva sub textul prezenței tale aici în aproximativ discuții, este că vreau să te trag, folosirea podcastului în scopuri pur personale acum, vreau să te trag de limbă legat de tot processing-ul pe care îl faci și prin care treci înainte să scoți un episod. Pentru că e o chestiune, am obsesia imparțialității. De fapt, nu a imparțialității cât a echilibrului. Am obsesia echilibrului. De-aia că tu m-ai întrebat la un moment dat când îți spuneam, bă, stai că lucrurile nu sunt chiar așa, și mi-ai zis tu, m-ai întrebat, bă, dar chiar trebuie să te deranjeze tot? Și începuse raționamentul, dar avem tetelul și să zică prostiile lui. Ceea ce probabil o să se întâmple și acum. Voi fi și colegi de emisiune la TVR, foarte important. Da, 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 da. Și voiam să zic, băi, stai, nu mă deranjează absolut deloc. Doar că am învățat să-mi exersez mușchiul ăsta al pusului de întrebări suplimentare și de a duce ideea și discuțiile mai departe, ori până ajung într-un punct mort, ori până când trag niște concluzii care să fie mult mai punctuale. Ok, dar nu, ce vrei tu să faci nu există, nu e... Știu că nu există, dar asta nu înseamnă că nu pot să încerc. Mă rog, încerci degeaba. E un exercițiu mental personal care mie îmi place foarte mult și e un fetiș intelectual de-al meu. Acum, asta. Cum se scrie istoria, din ce am văzut și eu, că eu nu sunt istoric, din ce am citit acum eu, e un fel de istorie postmodernistă. Începi cu prejudecățile tale. De exemplu, istoria Transilvaniei de Sorin Mitu, care e rector la Facultatea de Istorie din Cluj, sper, nu știu, îmi pare rău că nu am în față biografia și nu am... Baboiaș poate să verifice imediat. Da, se numește Transilvania mea. Și începe cu, o să vă spun despre ce am înțeles eu din... Și mi se pare mai cinstită abordarea asta, pentru că nicio carte de istorie nu este ok. Întotdeauna tu selectezi niște informații și e ca atunci când faci montajul. Tu faci montajul și poți să scoți din același calup de film, de material filmat, poți să scoți 7 povești foarte diferite. Și felul în care tu alegi evenimentele și unghiul din care o să privești evenimentele astea ca să-ți scrii teza, e așa de diferită de la un istoric la altul sau de la o epocă la alta, că de fapt arată la fel de mult și prejudecățile tale, cât și informațiile. Asta voiam să te întreb. În materialele pe care le faci tu pentru Zayafet. De aici, din ce mi-ai zis tu, decurg două întrebări. Da. Prima este, cât de mare este inputul subiectiv al tău, legat de un subiect? Destul de mare. Adică, uite, luăm printre ultimele chestii pe care le-ai postat. Asta cu Europa Liberă Securitate. Da. Foarte mult mi-a plăcut. Foarte multe povești legate de Europa Liberă. Le știu, odată de la bunică meu, care ți-am povestit. Da. Era șeful propagandei comuniste pe județul Ialumiță. Da. O bună perioadă din viața a fost asta. Nu credeam în comunism absolut deloc. Da. El era o... Da. El a zis, trebuie să-mi crească copiii, să aibă tot ce le trebuie, nu mă... E Scopul meu în viață e dincolo de propriile convingeri. Da. Ceea ce era foarte ciudat, el fiind matematician, ce era? El era sedus complet de capitalism. Da. Păi el nu-l interesa comunismul, absolut deloc. Deși îl propovăduia. Bă, era șeful propagandei. Da, exact. Și unele din povești le știu de la el, alte povești legate de Europa Liberă și de opresiunea securității de pe vremea lui Ceaușescu, opresiunea asupra informării. Trebuiau ținuți românii în întuneric. Ăsta era unul din principalele deziderate ale securității. Da. Să țină românii în întuneric. Celelalte povești le știu de la Ducu Hâncu, care a fost coleg cu noi la Happy Fish-ul vechi și care o bună bucată de vreme a lucrat la BBC-ul mare, chiar pe știri și dacă nu mă înșel chiar pe politică externă. Și un băiat foarte isprăvit. Și m-am mai întâlnit cu niște foști domni care literalmente au fost cadre active în interiorul Europa Liberă. Da. Și ei fiind în afară, brațul lung al securității, băi, putea să exercite influență inclusiv în afara țării. Mă. Era groaznic. Da, era mai mult așa presiune psihologică. Da. Și faptul că totuși au bătut-o pe Monica Lovinescu și puteau să o omoare dacă nu trecea cineva pe acolo și l-au omorât pe Cornel Chiriac. Dar în afară de treaba asta și de o tentativă de o mică bombă pusă, în afară de aceste trei lucruri... Bă, aia cu bomba a fost reală, nu? Da. E mega celebru ăla. A pus bomba. Carlos Șacalu a pus bomba. E un terorist... E ultra cunoscut Carlos Șacalu. Da. Come on. Și... Da, frate, dar noi vorbim pentru o audiență mare, întotdeauna trebuie să creezi contextul sau știi dacă spui. Da, ok. Cine a fost Carlos Șacalu foarte pe scurt? Păi nu, adică e suficient să știi că este un terorist cunoscut al anilor 80 care a lucrat și cu securitatea și care a fost găzduit în București de către Partidul Comunist Român. Foarte trist. Da, na. Și era executant. Da, era recuperatorul securității. Probabil, de plătit. Nu știm sigur că nu sunt documente în sensul ăsta, dar avea o datorie la Ceaușescu, presupun, sau la un securist și a trebuit să pună o bombă, dar a pus-o în dorul Lelii. A pus-o undeva unde să o pună fără să riște el mare lucru și să fugă repede fără să... Și nici n-a vrut să distrugă clădirea pentru că era căutat de CIA. Radio Europa Liberă era un post susținut, înființat în primă fază de CIA și apoi susținut cu bani americani și Carol Șacalu n-ar fi fost în interesul lui să pună bomba și să omoare prea mulți oameni. A pus-o duminică, a pus-o în alt colț al străzii. Bombardier de ziua 7, mă scuzi. A făcut-o așa, să scape repede și să nu-l caute ăia prea tare. Să nu fie prea mare tragedie, a murit un om, mi se pare... Adică nu vrei să... N-a dat tare. Pentru că nu era cauza lui. Era doar un fel de, am o datorie, mă să pun eu alte bombe. Am bombele mele unde lucrez. Asta e bomba de weekend. Lași după băiatul ăsta cu... Da, asta a fost. Din studiul tău personal, eu am o mare problemă cu comunismul, nu neapărat cu ce a făcut comunismul în perioada, în aia 45 de ani, în care a fost din plin activ la noi. Pe mine mă deranjează foarte mult reminiscențele pe care le-a lăsat și vidul uriaș cultural pe care le-a lăsat comunism. Urmele pe care, sechelele pe care le-au lăsat alea 45 de ani de comunism la noi mă deranjează mai tare pentru că m-am și lovit direct de ele. Și aș fi ipocrit să spun, bă, ce nasol a fost comunism în contextul în care am prins doar 7 ani de comunism și singura mea amintire vividă legată de cât de nasol era comunismul e că la un moment dat, în Paștele lui 89, a fost o iarnă de asta foarte grea, a fost Paște de la cu zăpadă, când zăpada ajungea până la acoperiș. Da. Și n-am avut curent electric o săptămână în continuu. Da, dar nu la asta se rezumă. Știu că nu la asta se rezumă. Cel mai grav lucru care s-a întâmplat... Asta voiam să te întreb. Care a fost cea mai mare mizerie legată de comunismul din România? De departe e colectivizarea. 94% din terenul agricol al țării noastre a fost luat de comuniști și pus în posesia statului, luat din mâinile țăranilor. Un stil de viață bine împământenit cu tradițiile lui, cu oameni care aveau pământul lor și îl munceau, a fost dezrădăcinat pentru că se dorea cu intenții relativ bune, dar mă rog, nici nu pot să comentez chestia asta la câtă multă lume a suferit. Dar doreau să facă un fel de țară industrializată. Și atunci au luat tot pământul, l-au pus în proprietatea statului. A avut o obștesc. Da. Au făcut colectivele, toată lumea lucra la colectiv, au lăsat oameni să moară de foame. Oameni care aveau prea mult pământ au fost duși să muncească la canalul Dunăre-Marea Neagră și la alte proiecte din astea imense. Și cu banii pe care îi primeau dând grâu în străinătate sau ce reușeau să dea, cereale în principiu, din câte știu eu, au construit fabrici și uzine. Problema este că pământul acela nu a mai fost la fel de bine muncit. Și de-aia a dus la o înfometare încetul cu încetul. Fabricile au fost făcute rapid. Oamenii care au intrat în fabricile alea nu au fost bine instruiți cum să ajungă acolo. De obicei, directorii fabricilor erau tot niște mai mari în partid. Felul în care s-a dezvoltat industria la noi în țară a fost foarte găunos, foarte... și consecințele mutării forțate a oamenilor la oraș în blocuri sunt cea mai palpabilă și evidentă consecință a comunismului. Asta vă să întreb, dezrădăcinarea asta... Da, este... Și-au pierdut identitatea complet. Nu complet. Vintilă Mihailescu avea niște eseuri, de exemplu, la țară țăranii aveau o casă, o cameră neîncălzită, se numea Camera de Fală, unde aveau cele mai bune cearșafuri, cea mai frumoasă pernă, lucruri frumoase, știi? Da. Și ei vitrina. Dormeau în altă parte, dormeau unde e cald și na, lângă sobă sau ce făceau ei. Dar în camera aia nu intra nimeni niciodată și era totul curat, totul așa, și camera cu care ne mândrim noi. Zestrea, chestii de-astea. La oraș s-a transformat în vitrina de fală, unde ai sticluțe mici de alcool pe care nu le bei niciodată și le-ai găsit tu de la... nu știu, ce chestie diplomatică sau din aeroport, mici sticluțe, bibelouri de care nu te atingi, chestiile astea, uite ce statut avem, care sau, pentru că nu mai aveai o cameră liberă, avea o vitrină sau... Armânsarul Cambrat, da, copilul care dădea palma altui copil, iar celălalt copil ținea obrazul creștinește, exprimându-și acceptarea palmei, cât și dispunerea lui de a întoarce celălalt obraz. Da, exact. Fântânița. Dar, mă rog, e interesant și cum se transpun treburile astea la oraș, dar cred că peste pușcăria politică, peste oamenii care au murit în pușcării, preoți, nu știu, opoziția, liberalii și... Peste oprimarea intelectualilor, care e o chestie peste care nu pot să trec. Da, ușor. Dar este mult mai gravă colectivizarea. Colectivizarea a afectat toată țara, până la ultimul om. Nu știu... Nimeni nu a mai trăit normal, nimeni nu a mai, nu știu, și când iei pământul și îl pui în comun, ai senzația că nici măcar nu e furt dacă furi de la, nu știu, mi se pare că asta este cea mai gravă treabă care s-a întâmplat cu noi. Uitându-mă și la ecranizarea romanului lui Marin Preda. Acum are o consecință foarte importantă. Sunt oameni care votează cu Partidul Aur. Tu nu ești un trei, nu? Adică nu... Sub nicio formă. Ah, ok, că nu vreau să fiu... Deși există undeva, și Baboiaș a văzut, niște poze cu mine și George Simion, care dacă ar apărea la un moment dat, m-ar compromite foarte tare. Dacă vreți, lăsați în comentarii. Fac și eu de... Dacă vreți, vedeți pozele alea compromițătoare cu mine și George Simion, lăsați în comentarii. Adică vi le arăt și vă explic și contextul ca să vă dați seama că nu-i nimic... Da, compromițător, nu, nicio. Da, și aurul e o consecință a colectivizării și e foarte trist, la fel cum Donald Trump este o consecință a mutării industriei în China. Sunt niște asemănări ciudate care n-ar trebui să fie, o coincidență istorică chestia asta ciudată. Din anii 70 fabricile mari din America se mută încetul cu încetul în China și oamenii ăia, pătura mijlocie americană, începe să sufere, să fie subțiată. Inițial a început ca un proces de outsourcing. Da, Detroitul acum e $5.000 o casă pe acolo sau e o sărăcie din asta, cruntă. Unde... Nu-ți se pare bizar că Detroitul din 2022 arată ca Detroitul din Robocop din 1989? Nu, o coincidență, dar... Bă, nu-i nicio coincidență, este exact la fel. Păi da, dar n-a prezisă la viitorul sau ceva. Sub nicio formă. Da, așa s-a întâmplat. Doar că oamenii de acolo, care sunt nemulțumiți, au votat cu Donald Trump. La fel, felul în care s-au mutat fabricile din Anglia în China sau în Asia a stârnit foarte multe nemulțumiri în clasa mijlocie din partea aia de lume și la noi, ca o coincidență, că n-a fost același fenomen, faptul că în anii 90 fabricile au dat faliment pentru că nu puteau fi competitive, pentru că au fost vândute de niște nenorociți care stăteau călare pe ele. Și oamenii ăia și-au pierdut joburile. Este motivul pentru care votează lumea cu aur acum. Și eu îi înțeleg într-un fel și mă tot gândesc cum aș putea să scriu și eu ceva, un text care să ajute măcar la înțelegerea fenomenului ăsta. În ceea ce privește discursul aur, pe mine cel mai mult mă deranjează și tu foarte indirect ai evidențiat chestia asta, zona asta de exploatare sentimentală, plecând de la o nostalgie de asta. Dar nu e o nostalgie. Pentru un om care are 50 și ceva de ani, fabrica a dat faliment. Sunt două Românii, așa cum sunt și două Americi. Și asta n-ar fi trebuit să fie dacă n-ar fi fost fabricile alea așa de... Pentru că nu avem o legătură directă cu America, dar cumva suntem în același punct. Pentru că au dat faliment fabricile la noi și pentru că s-au mutat la ei, știi? E o Românie cu Cluj, Iași, Constanța, București, care e din ce în ce mai tânără, cu hipster, cu imobiliare din ce în ce mai scumpe, cu o groază de oameni. Și unde câștigă USR-ul sau, știi? Și eu... Altă mare problemă, da. Da. Și e o Românie a unor orașe mici, unde era o fabrică care a dat faliment, care sunt îmbătrânite. Vrei să-ți dau un exemplu absolut? Țăndăreiul din care provin eu. Da. Cea mai mare fabrică de zahăr din sud-estul Europei a dat faliment. Da. Era fabrică de ulei, fabrică de cărămidă, fabrica de amidon, fabrica de alcool. Toate, pe vremea lui Ceaușescu, duduiau. Noi nu știam la nivel... În condiții de monopol, că acum e asta voiam să zic. Să fie... nu poți să scoți o țuică acum acolo... să fie la fel de vândută ca oamenii ăștia care erau... Dar nu asta vreau să spun. Odată ce au dat faliment, sunt oameni acum de 50 și ceva de ani, într-un oraș sărac, fără posibilități financiare, care sunt și obosiți, care sunt și greu de reeducat, să, nu știu, să se reprofileze pe altceva. Can't teach an old dog new tricks. Și, adică da, nu. La o vârstă nu mai ai chef. Știi? Și atunci ce poți să le spui oamenilor alora? Pentru că pe mine nu poți să mă convingi niciodată că noi suntem o colonie UE. Dar pe un om de 55 de ani care avea de muncă... Baboia și are dreptul să facă asta. Pe un om de 55 de ani care avea de muncă și acum nu mai are și orașul lui e din ce în ce mai sărac și vine Simion și îi spune băi, suntem o colonie UE. Din punctul lui de vedere, da. Nu știu. Sărăcia noastră e comandată de afară. Nu suntem noi vinovați pentru ea. E ușor să... Dar nu suntem. Nu suntem. Omul ăla nu e vinovat pentru chestia asta. Și, dar nici soluții nu sunt pentru el. El e ușor de întărâtat politic și alții n-au fost interesați. Și acum cineva a reușit să felieze partea asta și să-i spună toate lucrurile pe care vrea să-l audă. Că suntem o colonie. Lui îi e frică de calculator. Aoleu, n-am învățat să umblu pe internet sau știi? Și nici n-am chef. Și astea sunt chestiile alea de la oraș, de la orașul mare și eu nu vreau să le învăț. Și vine cineva și îi spune că, nu știu, că sunt toate conspirațiile astea, orice vrea el să creadă, pentru că înainte era mai bine, domne. Make America Great Again, România Mare, hai să luăm Basarabia. Nostalgiile astea nu vin din ideile lui istorice și nici, sau de ideile lui naționaliste. El nu e patriot, votantul ăsta. El este un om sărac, ajuns la capătul puterilor și care, într-adevăr, în tinerețea lui sau înainte, era mai bine pentru el și ar dori să găsească un plan să se întoarcă și el poate la șansele alea pe care le avea fără să trebuiască să se învețe din nou, poate mai are ceva de trăit. Și atunci o spun o întrebare incomodă, mai ales pentru George Simion, care știu sigur că se uită la acest podcast. Da, se uită? Bă, să cam uită. De unde știi? Cum dracu ai aflat? Pentru că George are oamenii lui, dar și eu la rândul meu am oamenii mei, care vorbesc cu oamenii lui. Bă, e foarte complicat. O să-ți povestesc, dar nu-i de povestit. De asemenea, mai există o fotografie cu Dragoș Mușat, a.k.a. Tetelu, mai mulți prieteni de-ai lui și George Simion cu un Kalashnikov pe masă. Există această poză. Asta este bună, da, asta îmi trebuie și mie pentru... Pentru că noi lucrăm la aceeași emisiune și... Da, asta îți trebuie și ție pentru compromiterea absolută a lui Tetelu. Tetelu fiind departe de a fi un simpatizant al lui George Simion și Aur. Adică... Dar și dacă, ce vreau să spun este că și dacă ești, nu ești inamicul, nu știu, am impresia că... Asta e marea problemă. Ne ducem din ce în ce mai departe unul de altul, suntem din ce în ce mai aroganți, știi? Oamenii aia îi poți înțelege, frate. Îi poți, nu știu, asta e viața. Unde există o explicație rațională, după cum ai dat tu adineori, pentru purtarea oricărui om. Da. Și trebuie tot timpul să avem gândul ăsta în background înainte să sărim cuțitul în gât. Pe mine mă enervează foarte mult agresivitatea și agresiunea și orice act de agresiune gratuit. Și pe mine, și mi se pare că partea mea politică e mult mai agresivă. Adică mult mai agresivă. Mă enervează mai mult când e agresivă. Eu sunt mai degrabă de stânga, știi? Mai degrabă de, nu știu, hai să ne fie bine, băgăm în educație banii, hai să-i băgăm în, știi, nu sunt... Păi și tu și eu cred că suntem de centru stânga. Da, cam așa, dar... Centru stânga, foarte important, centru stânga cu vederi liberale. Da, da. Da, că e o chestie foarte fină de nuanță aici. Da. Da, suntem de centru stânga. Dar ce voiam să te întreb, întrebarea incomodă. Tu nu vezi unele similarități între discursul Aur acum și discursul Partidului Naționalist German, care după aia s-a transformat în ceea ce toți denumim generic nazism? Ba da, dar nu are legătură. Nu e, Partidul Aur nu e nazist, e neofascist, să zicem. Dar și asta e un termen... Nu e, mă, nici neofascist. Bă, sau... hai să nu jucăm cu termenii, că în pula mea. Mai sunt oameni pe la 80 de ani care mai scapă pe internet, că mai sunt și de ăștia, și săracii ei au prins niște chestii și acum când invocăm termenii ăștia cumva să trigăruiesc. Stai așa un pic. Da. Aur nu e neofascist. Nu știu ce e ăla. Mă rog, nu e mă, este nu, o alune... nu se repete istoria din anii 30. Nu, sub nicio formă. Nu o să ajungă ei să ucidă oameni sau să... Bă, dar este o alunecare către extremă dreaptă aici. Da, clar, da. Care vine din faptul că o mare parte din populație nu este servită de discursul politic în afară de ăsta Aur. Altă întrebare, tot foarte incomodă. Care incomod și greu de răspuns, pentru că are foarte multe chestii de subtilitate și mie că dacă scoate ceva din context, stai liniștit că podcastul ăsta nu o să fie citat pe TikTok. Da, mă rog. Așa. Da. Dar dacă să scot unele chestii din context, nu vreau să nu se înțeleagă contextul exact. Care este fondul real al neîncrederii românilor? Pentru că este un fond general de neîncredere în autoritate. Păi, eu cred că avem destul de multă încredere în autoritate. Nu avem tată. De ce nu? În ultima vreme, cel puțin, am observat, băi, singura explicație pe care aș putea să o dau în legătură cu purtarea unor oameni și cu discursul lor, inclusiv, și aici mă refer foarte mult la teoriile astea ale conspirației, care în ultimii 2 ani, e foarte clar de înțeles de ce în ultimii 2 ani s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie. Singura explicație rațională pe care o am este că ele au apărut pe fondul neîncrederii în autoritate. Și de cele mai multe ori, uite-te, și n-am putut să mă întreb nici eu. Dar ele nu apar spontan, multe sunt făcute intenționat. Care-i fondul? Asta te întrebam. Zitat. Ele sunt făcute de... Există Institutul de Propagandă în Rusia. Există facultatea de propagandă, nu mai știu cum se numește, a fost desființată și reînființată de Putin. Îți dai un, nu știu, dai un... Reînființată și rebranduită sau... Nu rebranduită. Oamenii ăștia sunt mult mai talentați acum. E același lucru ca pe vremea lui Ceaușescu, când spuneau că e recolta mare, că... și spuneau și alte lucruri. S-a depășit planul cincinal în 4 ani jumate? Teroriștii nu erau. Au spus ei niște știri că sunt teroriști. Ei manipulau într-un fel realitatea ca să bage frica în tine. E, acum, cu încă 100 de ani, nu știu, au 100 și ceva de ani de când e institutul ăsta și s-au chinuit, au devenit foarte rafinați în cum o să interpretăm noi realitatea ca să o tragem spre direcția noastră, nu? Și astea sunt conspirațiile astea, în afară de alea clasice, că lumea vrea să creadă oricum ceva și tot timpul a crezut prostii. Da, unele, inclusiv astea cu evreii din anii 30 și astea acum care au un scop politic, sunt create de o echipă, un fel de think tank din ăsta, de Sputnik.md, și sunt transmise prin bloguri. InfoWars intră aici? Nu știu, da, da, InfoWars intră, dar InfoWars e... e altceva. Alex Jones, nu? Da, că voiam să te întreb ce părere ai de curentul ăsta. Pe mine mă distrează Alex Jones foarte tare. Deci eu sunt fan Alex Jones, dar nu în sensul în care eu cred ce ești Alex Jones. Dar e simpatic, așa, e foarte înflăcărat. Băi, este și când tot timpul... Au făcut broștele gay. A avut dreptate, fucking hell. Băi, știi ce e mai trist? Că aia cu broaștele gay s-a demonstrat că... Bă, de ce l-a spus? În apele teritoriale, în apele din Statele Unite sunt deversate substanțe chimice care transformă mormolocii în broaște gay. Da, 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 da. 4 ani mai târziu, da, un comunicat al Ministerului Mediului din Statele Unite spune că, parafrazez, mai multe companii chimice au deversat în ape substanțe care transformă mormolocii în broaște gay. Serios? Bă, aia e adevărată frică. Da, e foarte bun. Asta e cea mai faimoasă de la el, că urlă, că... Bă, stai. Nu e mai faimoasă decât aia cu vampirii interdimensionali care se teleportează în dimensiunea noastră și fură copii. Ah, nice, asta nu știu. Deci la noi pe vremuri te fură țiganul. Da, 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 da. Să mă ierte Dumnezeu pentru această invocare rasistă a actului sutilizării copilului, Odrasley, dar așa se zicea pe vremea aia. Da. E, la Alex Jones acum vine vampirul din altă dimensiune și te fură. Da, da, da. Asta e mai greu de demonstrat științific. Este cam stupid, da. Dar oare? Noi, când vorbim despre Alex Jones, am observat că lumea are întotdeauna tendința să pună pe seama oamenilor ăstora intenții malefice. Că el crede, el a manipulat publicul, nu știu cum. Eu cred că Partidul Aur face asta în mod malefic, dar nu Alex Jones. Nu în mod malefic, cât în mod duplicitar, în sensul în care de discursul... Șoșoaca e vaccinată, știi? Da, știu. Și ea spune, nu fi vaccinat, nu te vaccina. Este foarte sinistru și calculat. E un calcul politic clar. Alex Jones e un om care crede cu adevărat lucrurile astea. It is what it is. Da, el așa... trăiește în lumea asta a conspirațiilor, crede chestia asta. Mai e și băiatul celălalt care a fost fondator Vice, care a plecat, mereu uit cum îl cheamă. Mai e Timpul. Da. Timpul e, bă, Timpul e foarte tare. A, nu Timpul, Timpul.md, ziarul. Nu, Timpul. Timpul. Ah, okay. Nu Timpul. Timpul ăla care are Timcast. Care e tovarăș cu Alex Jones și au făcut un live acum vreo 3 săptămâni, arăta lui Baboiesc că uite bossul meu, 40.000 de oameni în live după 5 minute de când au dat drumul. Da. Era Conspiration Fest. Bă, dar uite, Alex Jones, spre exemplu, oricât de cretin ar fi, bă, dar și niște chestii care sunt reale. Și pe lângă faptul că am râs noi la faza asta cu broaștele gay, bă, aia cu Bohemian Grove cam nimerit-o, adică și cu documentarul, că ăla l-a pus pe el pe hartă ca jurnalist alternativ foarte true. Mă rog, jurnalist alternativ. Nu contează că a dat niște lucruri reale dacă a dat rateuri de atâtea ori sau... Nu știu, el la un moment dat nu mai contează ce faci, nu știu. E sindromul Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte. El caută, știi? El caută niște adevăruri, dar e bolnav la căpuț și nu știe să le recunoască. E o pildă, vrei să spun o pildă despre chestia asta? Un ihtiolog e un tip care studiază pești. Aruncă năvodul pe malul mării și scoate pești din apă. Și după ce face asta de suficient de multe ori, zile, luni la rând, strânge toți peștii și îi adună pe mal. Și îi clasează după dimensiune, după... și trage următoarele concluzii. Nu e niciun pește mai mic de 3 cm. Nu e niciun pește mai mare de, nu știu, 150 de centimetri. Nu e niciun pește care să trăiască la o adâncime mai mare de 10 metri și așa mai departe. Și astea sunt concluziile lui pe baza eșantionului ăsta de pești pe care le-a tras. Problema ihtiologului este că noi, fără să facem chestia asta, am putea să tragem aceleași concluzii, analizând năvodul. Năvodul are gaura 3 cm, deci toți peștii mai mici scapă pe acolo. Cei mai mari rămân în năvod. El trage la mal. Nu vin pești mai mari de atâta la mal și atunci și cealaltă concluzie a lui e corectă, dar este inutilă. De fapt, erau mai multe în chestia asta, nu mai țin minte câte erau. Erau multe concluzii și pe urmă îți dai seama că el a muncit degeaba. Putea să nu facă niciun fel de muncă și să se uite la ce plasă are și să-și dea seama. La fel și cu Alex Jones. Da, sunt unii oameni care, ascultându-l pe el cum își prezintă teza, se distrează. Păi da, și eu mă distrez uneori sau... Dar asta vreau să spun, că tu spui că din când în când are dreptate. Da, dar plasa cu care adună el informațiile astea, felul în care le prezintă lumii, este așa de defectă că nu mă interesează că din când în când o nimerește. Eu nu o să acum... pun niciun fel de bază în ce spune el sau... Nu contează. E distractiv, e entertainment. Nu? E entertainment în primul rând. Da. Dar acum vine întrebarea asta. Care este setul de principii după care tu stai și cerni toată informația care vine despre tine, înspre tine, și care te face să-ți dai seama că e dereglat cântarul pe care îl folosește Alex Jones? Păi e multă, nu știu, e experiență, cum s-ar zice. Nu am ceva, adică nu trebuie să verific de fiecare dată ce face Alex Jones, pentru că... Nu-i vorba de asta, noi vorbim acum, da. De fapt, subtextul întrebării este. Da. Cum cerni informația reală de bullshit? Cum îți dai seama că fake news e fake news? Cu cât citesc mai multe, cu atât știu să deosebesc treaba asta, dar nu am un procedeu din ăsta academic sau ceva să pot să-ți spun. Am pornit de la niște idei greșite cu canalul, credeam că sunt niște povești care n-au fost spuse la noi în țară despre eroi și căutam să găsesc acești eroi. Inclusiv Paz Vantechioru, altul a fost Bâzu Cantacuzino, care a apărat Bucureștiul din avion în al doilea război mondial, eroi adevărați, nu știu ce credeam eu. Dar ce căutam eu era tot așa, plasa pe care o aruncam, eu vreau să demonstrez că există niște oameni în care merită să speri și care sunt locali. Era o formă de, nu știu să zic, mini-naționalism, de patriotism. Asta v-am zis, de patriotism voalat așa un pic. Da, da, de ceva ce-mi doream eu să găsesc, nu găseam și am zis că o să fac eu pentru alții. Dar pe măsură ce căutam, mi-am dat seama că ce căutam eu e greșit și că alte lucruri... sunt mai importante. Că nu există neapărat ceva românesc. Că să spui că românii sunt într-un fel sau că alții sunt în alt fel, e cel mult o prejudecată bazată pe câteva considerente geografice și de timp. Că oricum, uite, Germania era în ruine acum 80 de ani. Era bombardată complet. Nu poți să spui ceva despre o țară. Nimic nu garantează că o să fie ea în păcai mari mai târziu. Nu pot să spun ce cred acum despre Germania. Da. O țară care își revine de două ori dintr-o înfrângere absolută și reușește să... revină odată. Și după ajutor foarte mare de la planul Marshall, de la americani, pentru că au avut foarte multe interese politice să nu aibă rușii mai mult. S-au băgat foarte mulți bani în Germania, foarte puțin în România, de exemplu. Păi, planul Marshall inițial n-a fost ăla de ajutorare financiară a Angliei ca să facă... A întregii Europe, numai că au participat doar țările care nu erau după cortina de fier. Așa e foarte ușor când tu ai o injecție din asta imensă de capital și ți se reconstruiesc clădirile și nu ai datorii și ți se iartă alte datorii. Este imens ce s-a întâmplat. Adică tu, nu pune pe spatele germanilor faptul că erau ei harnici și nu erau sub nicio formă. Au foarte mulți bani și na, uite, la noi poți să zici că n-am fost noi muncitori. Când se termină războiul, noi avem guvern intact. Una dintre puținele țări care are așa ceva. Nu au fost suficient de multe bombardamente, știi? Dar este demontat pas cu pas de comuniști, de ruși. Și fabricile care mai erau pe aici, care nu erau foarte multe, oricum că nu eram cine știe ce putere sau, dar erau și ele în mare parte intacte, mai puțin la Ploiești. Asta v-am zis, n-a fost bombardament de la Ploiești acolo, la Ploiești, altă poveste. Altă poveste, dar na, IAR-ul de la Brașov, sunt multe altele care erau ok. Și tot așa au fost demontate și duse în Moscova, știu și unde dracule au dus ăia. Este altă, adică sunt momente, e un fel de val al istoriei și ăștia au prins altceva. Dar nimic nu garantează că așa o să rămână. Sau că ăsta e interesul, sau că, nu știu, a fost o vreme când Anglia avea 1/3 din planetă și acum nu mai are mai nimica. Și pot să-mi imaginez foarte ușor o situație după Brexit-ul ăsta în care Scoția și Irlanda vor să fie cu Uniunea Europeană și se destramă și insula aia a lor și rămâne doar Anglia micuță acolo. Nu e deloc greu de imaginat. Dar acum 100 de ani să spui că o să rămână doar 1/3 din insula lor, vai steaua ei, și că nu o să mai fie nicio așa, ar fi fost ceva aproape haios. Cum să-ți imaginezi tu asta când suntem călare pe 1/3 din toată planeta? Când suntem cea mai mare... Înainte să plece Hong Kong înapoi, în 96, da, era tot la fel de greu de imagina chestia asta, adică mult mai recent, stai liniștit. Pe de altă parte mă uit la cum se raportează politica externă Anglia și am observat un pattern ăsta de comportament. În continuare există o mentalitate politică de fost mare imperiu. Păi da. Există. E unul bold and bankrupt, nu știu dacă îl știi. Da. Are un canal de YouTube. El pleacă și caută mozaicuri sovietice și se plimbă prin foste orașe sovietice. Și eu cred că e foarte atrăgător pentru englezi să se uite la el, pentru că și ei se plimbă printr-un fost imperiu. Și felul în care relaționează cu fostul imperiu sovietic, că e ceva aproape nostalgic pentru o chestie pe care n-a trăit-o el, dar nu e nerealist. El știe că a fost greu, că a fost urât, că a fost așa, dar să vezi urmele unui fost imperiu, pentru un englez, care e un fost imperiu, nu știu, viața lui, mi se pare că e ceva dulce, romantic acolo în filmele lui, care pentru mine nu e. Adică nu mi se pare mie personal foarte frumos mozaicul ăla, dar eu am la Ploiești, unde am crescut, un mozaic în spatele blocului comunist, sau nu mi se pare așa de exotic să-l văd plimbându-se printre blocuri la nesfârșit. Alt exemplu recent este cât de tare a sedus, mai ales pe occidentali, miniseria asta lui HBO, Cernobâl. E frumoasă rău. E frumoasă rău. Da. Doar că toate cadrele alea, ei au fost seduși și de tot exotismul ăla care e prezentat acolo. Cred că e foarte bine spusă povestea. E foarte bine spusă povestea, dincolo de cât de bună e povestea, cât de corect a fost documentată, cât de on point. Da, e... Au fost punctate etapele dezastrului ăla de la Cernobâl. Ei au fost foarte seduși și de întreaga estetică, de mise-en-place, de cum arăta Rusia atunci, în momentul ăla. Și eu stăteam și mă uitam, exact cum ai spus și tu, uitându-te la Bancroft trecând pe răbuși toate mozaicurile alea din fostul Imperiu Rus, mă uitam și eu acolo, aveam niște prieteni englezi cu care vorbeam, tot DJ de ăștia producători, cu Terry Ryan, care era în Atomic Hooligan, vorbeam cu el despre cât de tare e Cernobâlul. Și el a fusese și prin România și am zis, bă, băiatule, eu înțeleg că exact asta îmi spune, bă, și cum arată Rusia aia și așa, da, da, cum e, cu totul altceva. Și am zis, bă, da, să știi că la mine la Țăndărei toate blocurile alea și dacă filmau, veneau la mine la Țăndărei și filmau în spatele blocului scenele din Cernobâl, arăta exact la fel. Adică toată copilăria mea și adolescența a fost printre blocuri de alea exact cum arată în Cernobâl. Și acum mă întreb, nu se duce foarte mult și exotismul ăsta slav, mai ales pe ăștia din vest, foarte mult? Efectiv, li se pare că suntem foarte exotici. Da, dar și nouă ni se pare că ei sunt exotici. Nu știu, mi se pare o chestie firească. Pe mine mai mult asta cu faptul că e atât de romanțată ideea lui, mi se părea interesantă pentru că e o legătură și cu Imperiul Britanic. Dar în rest, normal că vrei să vezi asta. Apropo de exotismul ăsta, subtextul... Oamenii care, în anii 90 sau... Când eram eu foarte mic și discuta lumea despre ce trebuie făcut cu turismul în România, discuta și taică-miu și întotdeauna își imaginau că trebuie să construim ceva american, știi? Un parc de distracții, și noi aveam deja ce atrage aici, știi? Casa Poporului. N-am pus-o încă în valoare. Nu, să te duci să vezi Circul Foamei, să vezi un șir întreg de blocuri nesfârșite, să vezi... Pentru că astea sunt poveștile de aici. Și nu numai că nu reușim să le punem bine în valoare, dar nici nu ne e rușine cu ele, de parcă... Păi ne e rușine, mă, pentru că ele sunt adiacente unui context care ne-a mâncat sufletul. Am mai avut discuția, adică ar trebui privită starea asta de fapt cu aceeași indulgență cu care ai privit din mediile urbane și suburbane toți țăranii dezrădăcinați, industrializați forțat, care acum la 50-60 de ani nu pot să mai reorienteze profesional, nu pot să mai facă nimic. Bine, aia care au fost colectivizați au murit de mult. Asta zic, că ăsta e ultimul val, eu zic de 80 plus, că s-a întâmplat în continuare și în 80. Adică nu, industrializarea... ceva se termină colectivizarea, nu... Colectivizarea, da, dar eu ziceam de industrializarea forțată. Da, da, da. Ba chiar picul a fost undeva până în 85, dacă îți mă întreb. Nu știu. Cel puțin la nivel local, la mine la Țandrei, cam așa a fost, adică eu zic din propria experiență. Și trebuie priviți cu aceeași indulgență cu care îi privim și pe ăștia, care săracii sunt un pic dezorientați. Adică păi privim cu indulgență și pe ăștia cărora le e rușine să marketeze și să ne vindem flavorul ăsta local în forma asta, în contextul în care toate lucrurile la care facem referință sunt într-o strânsă legătură cu o traumă noastră personală, colectivă, legată cât de mizerabil a fost comunismul, cumva e de înțeles și asta. Da, e de înțeles. Păi de cealaltă parte, eu am fascinația asta pentru indieni. Păi tu ai văzut cum își vând aia sărăcia? Cu câtă veselie. Aia au îmbrățișat maimuță. Și au îmbrățișat maimuță, ca zic așa. Da, oricum sărăcia lor nu e comparabilă cu a noastră. Noi suntem mult mai... Asta zic, bă, noi suntem cam regi. Da. Noi suntem bine față de indieni. Cred că suntem cea mai amărâtă țară bogată. Sau am intrat în High Income Nation anul trecut sau... Când stăm să ne plângem, eu am văzut, m-am plimbat cu nevastă mea în concedii, în Peru, în Thailanda, în Cambodgia, Doamne ferește, în Bolivia, în... Deci noi suntem, ne plângem, da, nu avem șoselele astea drepte, nu e sistemul de sănătate pus la punct, dar e, știi? Dar e. În Cambodgia n-au drum, știi? Adică n-au drum asfaltat, n-au canalizare în capitală, nu poți trage apa în capitală, e ceva. Nu, știi, sunt oameni care... Ce căutăm în Cambodgia? M-am dus să văd Angkor Wat. Excelent, incredibil. Cea mai frumoasă experiență din viața mea, cea mai bună vacanță pe care am avut-o. Vreau să o repet cu maica mea acum. Ok, 5 chestii extraordinar de tare legate de Angkor Wat. Păi Angkor Wat e un templu care a fost descoperit de francezi când era Cambodgia colonie și nu e un templu, e un complex de temple dintr-un oraș care la un moment dat, acum 1300 de ani, era cel mai mare oraș din lume și care nu știe nimeni de existența lui. Și e descoperit în junglă, este imens. E cea mai mare construcție religioasă din lume în continuare. Știi, ai văzut-o vreodată? Da, am văzut, dar am văzut doar documentare și asta. Arată senzațional, numai să stai acolo. Sunt copaci antici care au crescut în crăpăturile pietrei și între timp, crescând, s-au mărit și au despicat câte un zid din ăsta antic și se ridică așa majestos și unii sunt tăiați, dar nu pot fi scoși de acolo că distrug toată temelia. A crescut lumea din templele astea de când au fost abandonate încoace. E un zid pe partea dreaptă a templului mare, Angkor Thom, parcă îi zice, unde îți explică în basorelief cum credeau ei că s-a făcut lumea. Este așa de frumos și de... pe de o parte... Cum credeau că s-a făcut lumea? E un șarpe. Șarpele, cred că se numește, al creației, care se întinde de o parte de alta, 50 de metri pe zidul ăla. În mijloc este încolăcit în jurul muntelui facerii. Și niște creaturi fantastice trag de șarpe într-o parte și în alta și învârt muntele în marea existenței. Șarpele amețește și vomită în mare și de la întâlnirea vomei cu laptele ăsta al mării ies toate creaturile și se târăsc pe munte. Supa primordială este rezultatul laptelui mării și a vomei șarpelui creației. Ceva așa de... Când o vezi pe aia și te gândești la noi ce au făcut-o sistematic în 7 zile, în prima zi a făcut aia și aia și aia, se pare că n-a avut la răbdare să facă... Înțelegi de ce a prins comunismul la noi, așa, cu planul cincinal. Când auzi povestea aia, e așa de exotică și de sexy și când o vezi reprezentată și nimeni nu o are, nu știu, e așa de frumos. Înainte de asta... Dar tu ți-ai dat seama de toată simbolistica asta a actului fecundației. Păi Evident. Șarpele e simbolul falic, muntele probabil având și un vulcan activ. Da, e la îndemână. E la îndemână acolo. Da. Da. Și înainte de asta e o scenă de luptă cu niște oameni care presupun că au atacat capitala și capitala Angkor la un moment dat. Nu știu. S-ar putea ca nici aia care au scris cărțile să nu știe ce s-a întâmplat acolo, dar nu sunt sigur. Oricum, foarte puține lucruri se știu despre locul ăsta. Acum e studiat, greu să găsești. Și acolo este o armată de elefanți care atacă și pe elefanți sunt niște femei cu sânii goi, cu niște chestii puse așa la mijloc, care stau în picioarele goale, în echilibristică așa pe elefant și au sulițe. Este cea mai cool chestie și când o vezi și îți dai seama că, bă, la un moment dat chiar s-a întâmplat, chiar erau femeile astea care treceau pe aici să se ducă la luptă aproape acrobatic pe elefanții ăștia, să se lupte cu cine știe cine venea din Vietnam. Și de ce erau femei? Nu știu, nu știu, că asta e că nu se știu eu. Poate e mai ușor să stea în echilibru pe elefant, știu și eu ce dracu. Poate bărbații jos dau mai bine cu sulița și ele sunt mai aparate de elefant. Habar n-am, nu știu, dar este foarte... Dar subtextul chestia asta n-ar putea să fie faptul că știi că e un curent general de opinie cum că civilizațiile antice aveau la bază matriarhatul mai degrabă decât patriarhatul? Nu, e adevărat, nu cred. Nu cred. Ar fi nefiresc. Ar fi foarte aiurea dacă ar fi așa, adică mi se pare doar o teorie drăguță. Dar știi și tu teoriile astea, că ni s-a predat inclusiv la istoria antică, la noi la școală, în partea aia pe care am făcut-o, la un moment dat poate într-o societate se discută mică despre societatea matriarhală. Deci noi acum avem ocazia să organizăm societatea după ce fel de principii ne dorim, pentru că avem toate beneficiile societății moderne. Dar odată ce le scoți, relația dintre sexe se negociază după putere. Pentru că eu vreau femei și femeile vor bărbați, da? Deci chestia asta. Și felul în care putem să le obținem depinde de ce are fiecare de oferit. Și la oameni și la orice alt animal. Și când tu poți să mori, nu știu, sunt animale de pradă, sunt faptul că unul e mai puternic... considerabil mai puternic, adică o să întoarcă balanța în favoarea bărbatului. Astăzi este zero chestia asta, pentru că nu mă atacă niciun tigru, eu uite cât de grași suntem sau. Noi clar nu, adică nu e... Nu avem nicio șansă oricum. Și oricum nu mai e societatea aia. Și dacă ne facem noi dreptate, facem pușcărie, cum a făcut Becali. Important e să facă poliția. Există alte instrumente care sunt între noi și dreptate, nu noi. Știi? Noi nu... Cel mult să te... E ceva absurd, nu mai e chestia asta. Dar în societățile primitive de care zici tu, mi se pare așa de improbabil să fie ăia care... Dar stai mă ție, nu ți s-a predat societatea de tip matriarhal? Am citit despre ea ceva... Ca fiind un arhetip care a fost până la un punct primordial, adică... Da, dar nu cred că e... Am citit că există pe niște insule și atunci ok. Dacă nu sunt prădători mari, știi? Atunci da. Băi, din câte ții minte, ideea societății de tip matriarhal era că femeia era în centrul familiei, păi, iar bărbatul era provider. Dar managementul resurselor, cât și distribuirea sarcinilor, reveneau femeii. Păi, poate, nu știu, că nu zic că nu sunt expert, știi? Ce spun eu e că, după părerea mea, nu e posibil să țin o minte greșit, de asta foarte zic. Dar știu, frate, nu știu. Știu că s-a discutat. Că nu e numai vorba de animale, e vorba de alții, știi? Deci eu vreau să găsesc o femeie și o femeie vrea să găsească un bărbat. Dar eu nu trebuie, în societatea primitivă, eu nu trebuie să vreau să găsesc o femeie. Eu pot să iau o femeie. Știu? Asta e, știi? Da. Cum se negociază chestia asta? Trebuie ca femeia să convingă pe cineva să fie apărată, nu? Pentru că pot să mă duc să o iau. Nu există poliție, nu există... Trebuie să faci ce vrei tu. Nu există lege, nu există... Nu? Cum se dezvoltă matriarhatul? Cel puțin în capul meu mi se pare... Nu, cum dracu? Nu știu, că toate chestiile astea sunt un mic castel de cine are putere și cum o negociem. E foarte posibil să vorbesc prostii, dar ce zic eu acum cumva... Gândindu-mă și mai mult la asta, e cumva confirmat și de o serie de povești de znoave africane pe care le aveam, care au fost traduse chiar în limba română și știu că una din cărțile pe care le citeam când eram mic, povești africane și povești rusești. Da. De la alea, de la ruși, ții minte mitul lui Baba Yaga și toate frumoasa Vasilisa și tot felul de mituri de-astea locale pe care le au ei și un fel de variantă mult mai stilizată a mitului ăla a celor 12 frați care se transformau în lebede și trebuia să au tunici de urzici ca să se transforme înapoi în oameni. Erau 12 frați și o soră și ea trebuia să-i salveze pe ei și mezinului n-a reușit să-i termine tunica până la sfârșit și a rămas eu un om cu aripă de lebădă, mâna stângă rămăsese aripă de lebădă. Super frumos, dar toate poveștile africane aveau în centru personaje feminine, strong female protagonist. Toate, fără excepție, toate pe care mi le aduc aminte. Femeia vânător, femeia lider, femeia lider militar. Poate că e așa, eu chiar nu știu și nu pot să spun. Ți-am spus doar ce cred, din câte mi-am dat eu seama de cum se organizează societatea. Mie mi se pare, eu n-am fost acolo și nici n-am citit suficient de multe despre societățile primitive. Eu, știi? Dintre toate formele ideologice care s-au succedat de-a lungul istoriei, care ți s-a părut ție că e cea mai bună până acum? Democrația, nu la democrație. Da, clar. Mie mi se pare că asta e. Deci tot sistemul ăsta grecesc, că da, primordial, clar. Blueprint-ul grecii l-au dat. Da, asta mi se pare de departe și pentru noi asta e cea mai bună perioadă și nu știu. Etimologic, the clue is in the title, democrație, demos, kratos, nu? Demos e popor și kratos e cumva înțelepciune, nu? Da. Înțelepciunea poporului, adică cam asta ar fi, nu? Da. Etimologic. Nu știu de ce credeai că e altceva sau... Nu, mă întreb. Băi, nu, există un curent. Asta e o temă foarte recurentă la mine și când dau peste băieți mai deștepți sau care au studiat mai mult chestia asta, tot tind să întreb lucrul ăsta. Este un curent general de opinie acum, nu general, dar care a devenit destul de răspândit prin rândul tinerilor de 19-20 de ani. Există niște sensibilități către stânga foarte clare și e o formă, inclusiv în Statele Unite am vorbit cu cineva și am și observat, e o formă de neomarxism. Da. Există neomarxism. Da, e foarte popular. A devenit o idee care a sedus foarte multe minți tinere. E frumos să gândești... E ușor, e ușor să gândești în felul ăsta și îți pune și niște instrumente destul de puternice prin care să judeci alți oameni, să capeți puțină putere asupra lor. Foarte bine ai punctat asta. Da, pentru că tu ești ăștia care sunt chiar în cercul ăsta, fac parte din tot felul de minorități sexuale, fac parte din... Există un studiu despre vrăjitoarele rome de la noi din țară. Și cine a făcut studiul ăsta? E român sau e cineva din afară? Nu, e rom. E un cercetător, dar nu mai știu cum îl cheamă. Ok. Dar ce spune este că există un fel de ierarhie a societății noastre și femeia romă este cea mai de jos. Mai jos de atâta nu se poate. Ea este bătută de bărbatul ei, care e bătut la rândul lui de... Ea este ultima chestie... Ultima în verigă. Da. Și e vai de steaua ei și viața ei este purtată fiind dominată, suspectată și disprețuită de toată lumea, inclusiv de ei. Inclusiv de copiii ei. Este umilită pe toate părțile. Și din cauza asta, când ești așa de jos, o formă de a lua puterea este să faci magie. Să fie, ok, eu sunt așa de jos, dar am o putere asupra ta oarecum că pot să-ți ghicezi viitorul, că pot să-ți spun nu știu ce. Există o forță în mine și tu nu o știi. Știi? Cred că același mecanism, dar poate mai puțin frumos spus sau așa, este și cu stânga. Cu cât ești mai în extremă stânga, poate că ești, știu și eu, ești o minoritate sexuală, ești transexual, ești știu și eu ce dracu, ești ceva. Păi și societatea este împotriva ta. și oamenii nu te plac în general, și dar poți să faci, în așa fel încât să pui piciorul pe ei ideologic, să pui bocancul, să îi cancelezi, să îi... E doar o reacție aproape firească a unui om care asta vreau să zic, reușește să se adune cumva cu alții, înainte nu putea, că nu era cum sunt minoritățile clasice, nu erau adunați toți la un loc. Dar acum se găsesc toți pe Facebook și găsim această formă de a avea putere asupra unora care au mult mai multă putere decât noi, care sunt majoritatea. Și, na. Convingerile astea de stânga alunecând către extremă în stânga. Da. Asta e tetelul care se aude în spate, așa e? Nu știu, că n-am văzut că a trecut. Ele, nu? Da. Tinde să deranjeze tot timpul. E... Așa. Da. Ce vreau să zic? Nu, lasă, taci din gură, că era foarte... Taci din gură, era foarte... Vino și spune la microfon, da, sau pleacă. Bă, de zici că ești îmbrăcat. Nu, Tudor a zis foarte bine. Arăți ca un homosexual tânăr, da, pe care un homosexual bătrân l-a dus la mall să-l îmbrace, oferindu-i orice, dar homosexualul tânăr și-a cumpărat tot ce știa el. Da, deci exact așa arăți. Uite, mă, și tu cu cine lucrezi. Urmăriți emisiunea cu Zafer de la TVR. Miercuri la 11. În fiecare miercuri pe TVR, emisiunea Faking Break News. E breaking fake news. E fucking breaking news. Marian Voicu, am greșit. Dar uitați-vă. Da. Treci în mijloc să vadă lumea. Treci în mijloc, exact în mijloc la cadru general. Mamă, dar ce autoritar ești. Uite-te și tu. Da. Deci ești ca un om care a fost dat afară de la școala de mim francezi. N-ai intrat nici pe locurile cu plată. Nu, mă, mie îmi place foarte mult. Uite, nu știu, mi se pare că are stil. Stai, mă, n-am zis că nu-mi place. Da. Am zis doar că a fost dat afară de la școala de mim francezi. Uite-te la noi doi. Eu mi-au haine de la Grași și Grăsuți. Mă duc acolo la... Ce aveți în mărimea mea? Băi, stai așa. Eu cred că... Nu-ți dai seama cu cine vorbești sau cum. Și tu ți-ai, nu? Tot de la Grași și Grăsuți. Băi, toată lumea și închipuie că am antebrațul ăsta că fac sport. Nu, e de la labă. De la labă și de la duș și urma. Băi, când duci 1.000.000 de șaorme în viața ta, în viața ta mizeră, tot basculezi de vierme care se zvârcolește mocir la existențială. Ai senzația că ai o gaură și nu poți să o umpli. Exact. Da, și eu. Când duci 1.000.000 de șaorme, când faci 1,5 milioane de ori această mișcare, normal că faci antebrațul ăsta, că e de la... Așa și șaormă. Asta e. Mișcările primordiale ale acestei mâini. În acest metru se desfășoară existența. Cât și fitness-ul pe care îl practic. Da, este totul... Da. Mamă, uite-mă cum a venit Dragoș și a strigat toată chestia. Băi, și era foarte important ce voiam să zic, dar trebuia să avem... Ziceai ceva de... Nu știu ce vreau să zic. Minorități și gândirea asta de foarte de stânga. Na. Atunci când îmbrățișezi o ideologie de stânga, și la o vârstă destul de fragedă, și ideologia asta alunecă către extremă stânga, încet și sigur. Că există și pericolul ăsta. Nu zic că se întâmplă tot timpul. Da, există, da, am văzut. Dar există pericolul ăsta. Nu ți se pare că ești foarte speriat de ideea de meritocrație? Nu, cred că e doar... Nu, chiar cred exact ce am spus, că e o reacție a neputinței tale în fața societății. Pe de altă parte e și îndreptățită reacția asta, mă, că poți să înțelegi, adică eu înțeleg perfect. Da, e îndreptățită, păi na, ai suferit și ce poți să faci? Că nu prea poți să faci mare lucru. Poți să îi înjuri pe unii pe Facebook sau știu și eu unde, în grup cu alți oameni ca tine. Și din când în când aia răspund sau sunt puși la zid de presă. Mare căcat. Nu știu, nu cred că, știi, adică nu mă... Depinde cum gestionezi asta. O perioadă a apărut că e foarte multă putere, dar nu cred că e de fapt, știi? Cred că depinde cum gestionezi tu, dacă ești cancelat, dacă știi. A sumarizat Churchill foarte bine starea asta de fapt când a zis: dacă când ești tânăr nu ești de stânga, n-ai inimă, și dacă când ești bătrân nu ești de dreapta, n-ai creier. Bine, Churchill acum fiind un mare satrap. Asta e un fel de... Da, un moto sau știu, un mototo. Da. Gigi Beg. Mototo-ul meu în viață. Dar nu e o filozofie. E Nu e o filozofie. Lui plăcea foarte mult să dea chestii care să fie quotable. Cred că ideal ar fi să avem o societate de stânga, dar în România trebuie mai întâi să avem avuție pe care să o putem distribui și să facem toate serviciile astea. Așa că deocamdată nu e momentul. Am mai zis și citatul ăsta care e foarte tare de altfel. Este în filmul Mank, ăsta da. Lui Fincher, da. Despre Menkoviț, ăla care a scris lui Orson Welles Cetățeanul Kane. Da, l-am văzut pe Netflix, dar nu l-am văzut încă. Este senzațional filmul, e atât de frumos. Doamne, cât îmi place Gary Oldman ca și pula lui. Băi! Da, e un actor foarte bun. El îl joacă pe Menkoviț. Ah, nice. Și la un moment dat, prin anii 50, nu știu dacă știi, prin rândul mai ales al scenariștilor de la Hollywood, și-au făcut un film senzațional și frații Coen despre asta. Filmul se numește Hail Caesar. A circulat tot așa un curent de marxism-leninism. Da. Și erau comuniști. Devenseră comuniști foarte mult. Tocmai pentru că ei erau talpa industriei cinematografiei, exact cum spuneai tu. Și ei scriau niște chestii care generau o grămadă de bani, luau premii peste tot și pula mea, tot John Wayne era starul, da. Tot Kirk Douglas, tot Laurence Olivier care venise de pe marele val al teatrului shakespearian englezesc, ca l-a trântit viața la Hollywood, a făcut o căciulă de bani pe acolo. Așa, și îți dai seama că erau frustrați ăștia și prin urmare au fost seduși de ideea asta a marxism-leninismului. Și erau mai mulți scenariști, printre care și Menkoviț, care se strânseseră și vorbeau despre comunism și socialism. Și Menkoviț a zis o chestie foarte tare acolo și mi-a rămas în cap asta. Socialismul, singura diferență notabilă între socialism și comunism este că în socialism împărțim bogăția, iar în comunism sărăcie. Da, și cumva lecția istoriei recente ne-a arătat că să-mi bat pula dacă n-avea dreptate Menkoviț când a zis asta. Pentru că mă scuzi, exact cum am mai spus și în alte rânduri, bă, acum în Suedia e socialism. Da, e. În Danemarca tot la fel, Norvegia... Eu cred că lucrurile astea se reglează, ăștia au bani din petrol, destul de mulți. Norvegienii cel puțin, da. Da, lucrurile astea se reglează de la sine... Dacă nu e ceva care să distrugă sistemul, dacă nu e un ciocan băgat în el cumva. Adică atunci când ai mulți bani, mi se pare normal să nu fii socialist, să vrei să plătești cât mai puține taxe pe ei. Atunci când n-ai deloc bani, iar ideologia pe care o crezi tu nu este neapărat una justă. E una justă în ochii tăi. E una care servește intereselor tale. Nu? Asta e tot. Și atunci, normal că dacă tu faci parte dintr-o minoritate care este discriminată, e normal să nu mai vrei să fii discriminat, o să fii atras de această ideologie care militează pentru asta. Dar dacă tu faci parte din majoritatea care nu vrea să cedeze niciun fel de putere altora, e normal să militezi către... Și pe măsură ce treaba asta se împarte social, când sunt mulți bani de făcut, de exemplu anii 60 în America, și sunt multe oportunități, deocamdată nu s-au pus bazele multor afaceri, ai multe chestii de făcut, majoritatea oamenilor e de dreapta. Când sunt mai puțin bani de făcut și sunt megacorporațiile astea care tronează asupra societății, cum e acum, încetul se mișcă către stânga. Și cred că măsurile o să câștige din ce în ce mai mulți oameni de stânga putere politică, fiind votați de ăștia, cum e Alexandra Ocasio-Cortez sau alții, și se va echilibra un pic forța până când va da în partea cealaltă. Dacă cumva nu există o măsură malefică sau cineva care reușește să manipuleze sistemul și să-l scoată din treaba asta, ce se întâmplă acum e pur și simplu o reglare normală a situației, ca să ajungă la... să ajungă întotdeauna la echilibru. Care mare atenție, după cum a zis și interlocutorul meu de astăzi din aproximativ discuții, este doar o stare temporară. Da. Tot timpul trebuie avut în vedere faptul că este o stare temporară. Da. Asta e, o să se schimbe. Altă chestie legată de lucrurile pe care le faci, pentru că ți-am zis că vreau să încep podcastul ăsta cu Bogdanel. Și mă sperie un pic că de la un punct încolo, deci ideea podcastului Hipstorice e, cum ți-am zis, vrem să luăm fiecare episod, tratează un an din ultimii 200 de ani a istoriei recente. Bogdanel o să se ocupe de ce s-a întâmplat în anul ăla la noi în țară, eu o să mă ocup de ce s-a întâmplat notabil în afara țării. Doar că gradul meu de expertiză, exact cum ți-am zis, este în zona asta de pop culture și în principiu bullshit-uri care interesează mai mult sau mai puțin pe oameni, dar care sunt foarte entertaining. Da. Că beat-ul meu, spre exemplu, despre 1989 și ce s-a întâmplat în lume, este, mi s-a părut absolut senzațional în Germania de Est, când s-au dus acolo, care a fost parte a Germaniei comunistă, ca să urmă. Când a căzut zidul Berlinului atunci, s-a făcut un sondaj de ăsta între oameni, în cetățenii nemți comuniști. Da. Dom'le, cade zidul! Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Înainte să cadă zi, să marcăm acest moment de cotitură, moment istoric de cotitură, printr-un eveniment. Dom'le, cine ați vrea să cânte pe zidul Berlinului înainte să-l dărâmăm? Serios? Exact așa a fost. Așa, da. La care poporul german comunist zice, domnule, noi am stat și ne-am gândit, după îndelungi discuții am deliberat că ar fi foarte bine domnul David Hasselhoff să vină să cânte. Bă, să-mi bag pula dacă te mint. A venit? Să vină domnul David Hasselhoff să cânte. Foarte de ce vă place, domnule, domnul David Hasselhoff? Păi, în primul rând, a mânat o mașină care vorbea și ne-a plăcut și, în al doilea rând, e cu toate țâțoasele alea până în Baywatch. Era în 89 în Baywatch? Cred că începuse Baywatch în 89. A, mă rog, foarte ok. Da. Ia vezi când a început Baywatch să fie difuzat exact. 89. Exact în 89. Ia uite. Da, asta zic. Da. Zice, bine, domnule, vom vorbi cu artistul de talie mondială. Ce a venit? Capitalist Hasselhoff David. Bună ziua, suntem statul german. Bă, da, exact așa a fost. Bună ziua, suntem statul german. Întrebarea a fost, ăla bun sau ăla rău? Ăla, așa. Dom'le, ni-l trimite și nouă din Occident pe domnul David Hasselhoff? Da. La care aia s-au gândit, bă, cred că ne sună pentru Madonna, Michael Jackson. Dar nu i-au sunat agentul lui? Sau? Da, zice, hai că ăștia se retardă. Da, domnule, vi-l trimite. Da. A venit David Hasselhoff, mâncați așa. Pe zidul Berlinului. Știi cum stătea? Ca Humpty Dumpty, să-mi bat pula, ca o ușor. Deci cum era Humpty Dumpty, stătea el pe zid. Când a căzut Humpty Dumpty de s-a crăpat, i s-a crăpat coaja, exact așa stătea cu piciorușile David Hasselhoff pe zidul Berlinului. Bravule. Îmbrăcat, și aici e cel mai bine, cu eșarfă, care era, pe eșarfă erau desenate clape de pian albe și negre. A, și cânta la... Cânta la eșarfă. Bă, dă-te... Există filmări. Da? Maica mea are pe VHS concertul lui David Hasselhoff pe zidul Berlin. Că de acolo știu... Are cover-uri? Ce are? Nu, mă! A cântat o oră jumate în pula mea. Ceva de-a lui? În continuu tema din Kit și tema din Baywatch. Excelent! Somebody help to be dreaming. Sau cum pula mea. Exact. Mergea în slow motion. Exact, exact. Running in twilight to save you. Bă, deci era ceva. Zic, băi, și asta este... Ăsta e genul de lucru vis-a-vis de care noi râdem, dar care în esență e foarte trist, că ne explică, bă, nu, explică cât de mare era inclusiv opresiunea ideologică a comunismului. Deci ăia săracii au invocat singurul lucru pe care l-aveau ei în cap despre cum arată lumea occidentală și lumea vestică. După cum Dragoș a zis, Tetelu, care a fost acum, a zis o chestie extrem de tristă. Noi mai avem un podcast care se numește La cererea nimănui și a zis la un moment dat că, bă, voi nu știu dacă vă dați seama cum eram în comunism, încât de noi, mult mai aproape, ca imaginea noastră, ca proiecție mentală a noastră, a ceea ce înseamnă Occidentul, erau mult mai aproape navele din Star Wars decât mașinile pe care le aveau pe stradă americani în momentul în care noi ne uitam la Star Wars. Da. Deci pentru noi America însemna mai mult X-Wing-ul decât Ford Mustang-ul, mâncați așa. Da, da. Exact așa e și la ăștia. Pentru ei, lumea occidentală însemna David Hasselhoff cu fular, cu clape de pian pe el mâncați. Face parte și din, nu știu, propaganda americană, de nu cum era și asta rusească, e și asta americană. Da, mă, face parte din propaganda americană. Mult mai eficientă asta americană. Dar gândește-te, americanii spuneau și făceau multe porcării. Da. În 89, mă scuzi, a apărut primul album Nirvana. În 89, Public Enemy deja cânta. Da. În 89, Run DMC, care era unul din cele mai mari actori de hip-hop, deja făcuse istorie muzica americană. În 89, Michael Jackson era star mondial, prins, umplea stadioane, James Brown deja era în a treia etapă a carierei lui, Madonna futea tot, hair metal-ul era peste tot, Mötley Crüe, da, America emitea, nu, problema e alta, America emitea toate produsele astea culturale, dar comunismul le lăsea să intre doar pe alea benigne. David Hasselhoff... Nu știu, așa e? Te-ai interesat? Sau? Băi, eu așa cred că au funcționat lucrurile. Adică și eu fac paralelă... Din câte știu eu, dar nu... Nu știu, eu chiar n-am informații. Dacă te-ai interesat tu... M-am interesat... M-am interesat... Jackson, de exemplu, sau... Bă, s-a ascultat Michael Jackson și să știa de Michael Jackson. Dar erau niște insulițe de-astea, că să mă ierte Dumnezeu, și eu și tu provenim din niște familii care au avut niște aplecări, niște sensibilități culturale, ca să zic așa, care nu erau foarte la îndemână atunci. Are, nu știu, nu era toată lumea în temă cu Michael Jackson? Mă rog, nu mă pricep. Dacă tu... Nu era chiar toată lumea în temă cu Michael Jackson. Sau dacă era toată lumea în temă, nu toată lumea avea acces la Michael Jackson. Povestea asta cu David Hasselhoff, mie mi se pare pur și simplu simpatică, fără să fie... E foarte simpatică, dar e și un subtext de asta. Sau e ceva ce vrei tu să citești în povestea asta? E posibil să fie și asta, că să fie o futută în cap și să găsesc interpretarea asta. Pe de altă parte, am făcut și o paralelă cu ce s-a întâmplat la noi legat de numele pe care și le alegeau formațiile. Că am vorbit asta și cu Paul Ciuci și cu Teo Peter, Dumnezeu să-l ierte, și ăla bătrân, și cu Fiesu care basist la Altar, și cu Dan Bidman, și cu Minculescu, și cu Dan Iliescu, și cu Artanu. Asta e o chestie pe care am vorbit-o, legată de muzica rock pe vremea comunismului. Și inclusiv Bidman, când a venit aici, a zis, bă, cumva de la partid, cam venea directivă de ne puneam niște nume de-astea, de nu însemnau nimic în pula mea, holograf, compact. Da. De-aia, timpuri noi, vezi că a fost cam pericol când a apărut. În WC-ul la universitate, în 1982, în contextul în care Artanu trebuia să fie toboșar și Răzvan Moldovan, care a devenit ulterior chitarist la Partizan, trebuia să fie vocal. Era invers. Când a apărut Timpuri Noi, există niște filmări foarte rare pe care poți să le găsești pe YouTube cu Timpuri Noi în 86 sau 88, nu mai țin minte exact, cântând în Club A niște piese, una dintre ele este senzațională, se numește Albele Furtuni. Timpuri Noi atunci voia să sune ca U2. Ăla era blueprint-ul după care mergea Timpuri Noi, înainte de 90. Și când a apărut formația Timpuri Noi, având concert în Club A, a fost mare problemă cu numele formației. Nu mi-aș fi imaginat. Și inclusiv Bidman a zis la un moment dat că îi lăsau să facă ce nume vor ei, ce dracu. Nu, asta era, nu. Băi, tăișul cenzurii era foarte aprig. Da. Pot să zic și povestea lui Lucian Pintilie, care a primit bani de la stat și s-au gândit ei, comuniștii, în mania grandorea lor, zic, bă, da, nu există un produs cultural autohton, cinematografic, care să adune o sumedenie de premii la festivalul de la Cannes, care era clar o certificare a valorii intrinsece a unui produs cultural cinematografic. Să caute cel mai sprăvit regizor, Pintilie Lucian. Pintilie Lucian primește acești bani de la stat ca să faci un film pentru Cannes. Bă, eu zic acum la nivel de zvonistică... Și ce a făcut? De ce trag clopotele mitic? Care din punctul meu de vedere, ăla e filmul meu românesc preferat. Dar nu Balanța de mai târziu? Balanța e mai de... Nu, Balanța e mai târziu, așa. E după Ion Băieșu. Balanța e 90. Nu. De ce trag clopotele mitic? E filmul meu preferat al lui Pintilie. Și între el și Balanța există reconstituirea totuși. A luat vreun premiu? Că nu eu nu l-am văzut. De ce trag clopotele mitică? Unde? Ar trebui să-l vezi. Îl găsești. Îl găsești. A ieșit la un moment dat un... Nu e pe Netflix. Sper din tot sufletul să-l pună, să-i facă și remaster de ăsta 2K, cum are și Balanța acum. Da, e Balanța. Eu am văzut Balanța de curând și mi-a plăcut mult. Cartea ai citit-o? A lui Ion Băieșu? Nu. E un pic diferită Nela în carte. E extraordinară carte. Ok. Poai de capul. După ce citești cartea, îți dai seama de ce filmul e atât de bun. În contextul în care filmul e cel puțin la fel de bun ca și cartea, dar e un pic altceva, o să vezi. Plus Răzvan Vasilescu în Balanță este fucking juggernaut. Adică da, actoria este mâncația și sufletul tău. Îmi place când dă palme în spital. Nu mai știu de ce făcea chestia asta. Făcea așa cu... Da, ești un securist. Exact. Da. Îi dă lui Dan Condurache. Da, nu mai țineam minte. Exact. Ca să-ți dau o chestie de inside, eu multă vreme am fost providerul de filme al lui Răzvan Vasilescu. Da? Random. Primeam telefon de la Răzvan Vasilescu după ce am lucrat cu dumnealui la un film la care eu eram bodyguardul lui personal. Asta se întâmpla în film. Eu eram bodyguardul dumnealui, da, și am tot stat la filmări, la nu știu ce, a văzut că-s movie buff și de-astea și zice: iubitule. Iubitule. Da, așa era el. Iubitule, dacă nu-mi dai un film baban cu actori mari care să mă spargă, te fut. Zic, domnul Răzvan, eu zic să facem altfel. Cum să facem? Zic, nu mai bine vă dau un film obscur cu niște actori de care n-ați auzit niciodată să vă spargă definitiv. Și zice, poți să faci tu asta? Zic, eu zic că aș putea, pula mea. Da. Și dau filmul Cargo 200, care e film rusesc, făcut de un regizor uriaș, Alexei Balabanov, și dau filmul ăla. Ăla e un film despre reminiscența perestroicăi în Rusia. Bă! E foarte greu de găsit filmul ăsta, dar dacă îl găsești, uite-te neapărat. Vreau să-l discutăm după aia. Și am dat filmul ăsta și primesc telefon a doua zi. Să te fut, m-a spart. Și mi-a închis telefonul. Eu pe vremea aia lucram pe la Pro, unde mare macher era Adrian Sârbu, și mă întâlnesc cu domnul Sârbu, aveam o treabă. Eu te știu doar de la Radio Guerilla. Da, eram la Divertis SRC, făceam matinalul la Pro FM și mai aveam și un serial. Și mai scriam, da. Wow, foarte activ erai. Eram. Băgam și făceam, scriam mult, scriam, dar făceam și bani. De ce să mă cac pe mine? Da. Și nu știu ce ședință am avut, mi se pare că era chiar asta, de 1 decembrie, că lui Adrian Sârbu îi plăcea de 1 decembrie, știi că declarase ziua ProTV-ului. Și ne aduna pe toți, băga sarmale, noi mâncam, grasule, ce gras ești, ia și friptură. Deci exact așa. Da. Bogă în tine, nu te-ai împins, da, mă. Păi stați că nu știu, bogă-mă acolo. Da, Adrian Sârbu este, nu știu, m-am întâlnit cu el de 2 ori și... Bun, he's a juggernaut. Bă, e și super simpatic. E... Dar e și așa de plin de el, că n-am văzut în viața mea un om ca asta. Da. Parcă scoate cuvinte și toate sunt aurite, așa, să iau notițe când vorbește el sau... Da, mă, am înțeles, da, știu. Eu am văzut și latura aia foarte simpatică, că am văzut și pe aia dictatorială, stai liniștit. Da. Dar ți-am zis că eu am și talentul ăsta și am aplecarea asta de a romanța totul foarte mult. Și mi-a zis Sârbușe, bă, ce arăta bă lui Răzvan, dar m-a tâmpit la cap în pula mea, a venit cu filmul ăla rusesc la mine, m-a pus, m-a așezat să mă uit, l-am mai văzut încă o dată cu mine, cu pula mea, zic, da, păi asta e. Și de atunci m-a luat la ochi Răzvan Vasilescu și îi dădeam filme. Da. Dar tu de unde le iei? Că eu nu știu. De pe torente? Cum zice Planet Age, site-urile de specialitate. Păi pe torente găsești filme de-astea obscure? Pe torentele pe care stau eu, da. Ah, ok. Plus că eu am Blu-ray-uri și DVD-uri foarte... Adică eu o să vreau în setul ăsta nou să-mi aduc Blu-ray-urile și DVD-urile. Eu pot să fac doar din Blu-ray-uri și DVD-uri decor. Da? Da, fără nicio problemă. Nu e. Și stăteam și comandam. Eu peste tot pe unde m-am dus în lume, eu luam DVD-uri și Blu-ray-uri. Okay. Aveam o gagică la un moment dat de părinții erau în Oxford Mă duceam în Oxford acolo, m-a dus la Flea Market, am găsit DVD-uri de alea la 1 liră și am plecat cu vreo 4-500 DVD-uri, fără discuție. Și te-ai uitat la atâtea... Da, 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 multe dintre erau filme care îmi plăceau și voiam să le am pe suport fizic și găsesc, adică găsești, depinde cât de tare te interesează. Eu am avut o singură perioadă în care să mă uit la filme intens în facultate, primii 2 ani, că nu mă duceam la școală. Între ce ani ai făcut tu facultatea? Eu sunt născut în 86. Deci mai mic cu 3 ani. 2006, nu știu, 2005. Ok. A, ai prins tu, Amelie. Da, da. Ești generația Amelie. Era la universitate un anticariat, chiar acolo, un pasaj. Nu mai e, acum îmi pare rău. Și maica mea îmi dădea 70 de lei pe săptămână și era 5 lei cartea, uneori găseai 5 lei cartea și aveam și am găsit un album și îl dădea, erau, știu că îl văzusem eu înainte și erau 150 de lei și mă gândeam, nu o să am niciodată bani să-mi iau cartea asta. Și după aia am văzut-o la anticariat cu 15 lei și mi s-a părut incredibil, e de 10 ori mai ieftină. Acum 2 luni era în... și era 1001 filme de văzut într-o viață. Așa, clasica. Da, 2 ani, cred că nu știu câte filme am văzut pe zi. 2 filme pe zi și faci cât în 600 de zile, cam 2 ani de zile, 4 ore pe zi. Ți le și zic acum, ți le zic pe toate 1001 dacă vrei. Da. Aia a fost și mi-au plăcut foarte mult, unele nu mi-au plăcut și le închideam înainte să se termine, da, și altele mi-au plăcut așa de mult că am căutat tot ce a făcut regizorul ăla. De exemplu, Billy Wilder, îl știi? Normal, e unul din cei mai mari cineaști americani, cum să nu știu Billy Wilder. Ok, nu știam, dar e în cartea asta de câteva ori și m-am căutat tot ce a mai făcut el, era așa de plăcut să te uiți la toate filmele alea, așa erau ca un fel Billy Wilder ai văzut că la el, băi, filmele lui erau statement social, adică stai un pic. Are el filmul ăla despre Gold Rush, care este absolut senzațional, am uitat cum se numește. Cred că din 34, dacă țin bine aminte. Să mai caut. Acum nu mai sunt torente, era o chestie în regie, de le descărcam pe toate, cu regie nu știu cum. Da, da, da. Dar nu știu unde să le mai descărc. Nu mai regie live. Regie live, așa zicea, da. Așa, le știu pe toate. Da, și mine mai și dădea unul. Acum mai găsești doar subtitrări pe regie live. Da, da, subtitrări. Asta este, Veverița BC și Avocatul 31. Dar, din nou, am intrat în căutare. Ediția pe care o am eu se termină cu Old Boy. A fost ultimul pe care l-am văzut și era aproape la zi. Old Boy de Chan Woo Pak. Chan Woo Pak, da. Care face parte dintr-o trilogie. Trilogia răzbunării, da, că am căutat. Sympathy for Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance. Și magnum opusul este Old Boy. Foarte frumos. Extraordinar. În Sympathy for Lady Vengeance este unul din cele mai tari acte de justiție colectivă pe care le-am văzut într-un film. Atunci când pe ăla care o chinuise pe asta aruncă pătura aia și toate victimele lui vin și îl înjunghie câteodată ca să nu știe exact cine îl înjunghie. Mai ții minte? Nu. L-am văzut o singură dată pe ăla. Old Boy l-am văzut de multe ori. Că mi se pare așa de frumos filmat. Țin minte și cum e iarba aia pe un bloc și iese el din valiză și cineva îl ține și părmă imediat intră în subiectul, dar deci în timp ce el stă să cadă și multe lucruri țin minte. E mega celebră bătaia cu ciocanul de pe culoar. Da, 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 când e filmat așa. One shot-ul, da. Tot mișcă, da, da. Când este ca un joc side-scrolling totul. Da, zici că te uiți la Super Mario. La un moment dat și face cu traseul ping, 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 o să intre în cap. Da, da, da. Este senzațional. Nu știu dacă știi, dar a fost un remake american, Old Boy, cu Josh Brolin. Adică eu nu sunt cinefil. Eu am uitat atunci, ca să văd și eu ce e. Între timp am uitat aproape tot ce am văzut atunci. Tu ești mult mai în temă. Dar Flavia este. Urmează un proiect pe canalul Zaiafet. O să fie istoria filmului românesc. N-a fost făcută până acum. Ar trebui făcută. Am vorbit cu un om de la Cinematecă și o să ne ruleze cu sala goală când nu sunt proiecții filmele, că nu sunt digitalizate, din 1890 până cât mai aproape. Și o să le luăm pe decenii și multe sunt și fără drepturi de autor și după ce le înregistrăm o să fac pe Twitch live-uri în care ne uităm eu cu Flavia, mâncăm niște popcorn și comentăm ce vedem. Mai mult ea Mystery Science Theater pe cinema românesc. Da, 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 așa vrem să facem, cam așa ceva. That's cool. Da. Eu o să vreau să fac Mystery Science Theater pe filme care au intrat în domeniul public. Păi da, și astea românești sunt în domeniul public. Da, 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 păi de asta zic. Cel mai frumos film despre filme și despre film făcut la noi vreodată este totuși al lui Nae Caranfil. Eu tot timpul zic asta, restul e tăcere. Da, asta nu e în domeniul public, sigur. Nu e intrat nici pe departe. Da. La cât de bun e filmul ăla, nici n-ar trebui să intre în domeniul public. Câte sunt? Până în anii 80 de ani? Până în anii 40, cam da, acolo se oprește. Cam așa, da. Deci e posibil, prinzi, e posibil să intre și Moara cu noroc acum. Da. Că Moara cu noroc e după 50, după e în comunism. Eu am impresia că Moara cu noroc e 40. Nu. Sigur. Nu mai țin minte. Cauți tu, Baboia, să vedem. Pădurea spânzuraților e în comunism. Că era Rebenciuc. A? 55, nu? 55. Mai sunt... Și Pădurea spânzuraților, că era Victor Rebenciuc foarte tânăr în ăla. Aia, uite, și poate ce... Îmi place să stau pe asta cu ai un om acolo cu care-ți caută. Păi da, normal. Da. Da. Să nu vorbim măscări. Da. Și așa vorbesc destule măscări aici. Băi, vreau să mă întorc la o chestie care mi se pare foarte importantă. Cum faci fact-checking-ul lucrurilor pe care le spui la tine în episoade? Păi și greșesc. Nu sunt numai corecte toate. Eu am crezut tot ce ai spus. Mai ales la început erau multe greșeli pentru că nu fac fact-checking, caut autorul și recenzii despre carte. Dar asta fac de 3 ani. În primii 4 ani credeam că dacă este istoric înseamnă că e băia de treabă, o să-mi spună adevărul. No fucking way. Da, dar mi-a luat ceva timp să mă lămuresc. Există și pentru mine. Pentru mine există o, nu știu, spectrul cunoașterii, da? Și eu aveam senzația că știu lucruri și nu știam de fapt nimica și acum mă plimb pe spectrul ăsta și știu mai bine să aleg editura, autorul, unde să caut, să-i caut și un pic din referințe. Dar cum ai verificat dacă autorul, editura și ți-ai... Nu mai cumpăr cărți românești, pentru că oferta e mult mai mare în engleză. Și asta îmi omoară puțin partea asta cu profit share-ul, că nu mai cumpără lumea cărțile, că nu le mai pune în descriere. Dar uite, de exemplu, asta cu otomanii în secolul XVIII este de la Cambridge Library. Mai e, care este excelentă, sunt teze de doctorat și sunt toate, na... Nu dai greș, știi, sunt sigur căutate și verificate, nu trebuie să te stai tu să cauți. Au făcut băieții treaba, știi? La fel și British Library, care are istoria zborului, tot așa, niște studii foarte interesante bazate pe ce e în British Library, publicate de ei local și poți să ți le comanzi de pe... Eu când am întrebat asta mă refeream în principiu la materialele care ne vizează pe noi. Subiectele care țin de România. Păi, măi, te bazezi și pe, nu știu, experiența pe care o ai, toate cărțile pe care le-ai citit. Liviu Tofan a fost director, nu director, ce a fost? Ba da, a fost și director la Radio Europa Liberă mai mulți ani. M-am uitat și la ce am mai scris și am citit câteva articole despre el înainte să mă apuc să citesc cartea. Nu e rău intenționat, na. Există o... Eu n-am cum să verific... toate informațiile astea, pentru că, na, trebuie să le și public într-un anumit ritm, trebuie să nu mă duc să caut în sediu din Germania ce a mai rămas, nu? Dar, în principiu, ce fac este să mă bazez pe oamenii pe care îi aleg și ce au scris. Pentru că știi cam cine are o ideologie sau are un plan și cu cât citești mai multe cărți de istorie, cu atât îți dai seama de asta. Odată ce ești conștient și de prejudecățile tale, cum erau ale mele cu patriotismul, și pe care vroiam să le văd oglindite într-o carte. Și atunci mi se părea că asta e o carte sinceră. Dar nu era o carte sinceră sau tare, era o carte care vorbea mai mult cu mine și cu prejudecățile mele. E, în anii care au trecut, pentru că au trecut prin mâinile mele zeci de cărți, că n-am, mă ocup cu chestia asta, am învățat să le cern, să știu și cum sunt scrise, să văd dacă are multe referințe, nu știu. Nu e un procedeu academic ce fac eu aici, e mai mult experiență, timp, Perfectarea filtrului personal prin care receptezi tu informația asta. Da, da. Nu mai sunt așa de emotiv. Uite, acum câțiva ani aș fi fost foarte nervos pe aur, pe, știi? Nu mai am o miză așa de personală în istorie. Vreau să fac eroii țării noastre sau vreau să distrug partidul aur. N-am o miză. Am mai mult un fel de curiozitate, poate vreau să înțeleg ceva, uneori vreau pur și simplu să mi se spună o poveste frumoasă. Cum e asta cu otomanii? Asta e pur și simplu, eu mă simt așa un pic în vacanță în perioada asta, vreau să știu și eu ceva drăguț. Nu-mi spune ce făceau otomanii noapte? Asta, da. Mi se pare... Beau, se duceau la curve, spune și mie ce cântau, ce făceau, știi, chestiile astea, ce n-aveau voie. Este, noaptea este subconștientul social. Noaptea faci ce n-ai voie să faci ziua. Știi? Da, să știi ce somnul rațiunii naște monștri, mă. Sunt poveștile astea și sunt povești de tribunal, când era sultanul deranjat de zgomot. Eu asta am chef să fac acum, să scriu despre chestia asta, știi? Că m-am săturat să... Da. Bun, băgăm niște cafele, ape, baie și continuăm un pic, că vreau să intrăm un picuț în partea a doua. Mai am niște... Am foarte multe întrebări care se succed cu o viteză foarte mare la mine în cap și mi se pare că exact ce îmi trebuie acum este să mai beau și un pic de cafea ca să fiu și mai Bine, nu știu dacă te pot impulsiv. Ajuta, că nu cred că am eu răspunsuri la... No. Nu, ai partea ta de răspunsuri. Ok, hai să... Păi nu, asta voiam să zic. Vreau să revin asupra ideii de subiectivitate, subiectivism versus obiectivitate. Da, oricum, sunt destul de convins că orice scrii, indiferent dacă e chiar și o lucrare academică, tot subiectivă e. E subiectiv, mă. Și îți prezintă punctul tău în gust de vedere. Chiar, indiferent cât de mult îl documentezi, știi? Tot ce poți să faci este să te rafinezi în timp, dar să fii și blând cu alții. Uite, de exemplu, părerile mele despre minoritățile de la noi din țară sau despre femei, cele mai urâte gânduri pe care le poți avea, eu le-am avut. Cele mai oribile și misogine idei pe care le poți avea, eu am crescut cu ele când eram mic. Le-am învățat. Facem parte din aceeași generație, știm cu toți. Le-am învățat, le-am repetat. Acum, între timp, mi-am dat seama că foarte multe lucruri, acum câțiva ani, nu de recent, sunt greșite. A fost dureros. M-am luptat inițial cu, nu e greșit, frate, e... așa știu eu. De multe ori m-am comportat mai agresiv cu alți bărbați, tocmai pentru că așa credeam eu că se comportă un bărbat. Sau multe alte lucruri pe care le făceam greșite. Și acum sunt într-un fel de călătorie, să zicem. Încetul cu încetul îmi dau seama că poate aia nu era corectă, dar cum e de fapt lumea, dar cum ar trebui să mă comport eu cu ceilalți oameni, dar ce ar trebui să înțeleg despre relația mea cu străinii, cu soția mea, cu... Nu? Și s-a schimbat radical cum gândesc eu acum. Nu există ceva obiectiv în asta. Există doar o călătorie a mea în informațiile care mi se dau. Și în același timp, dacă găsești o carte care e scrisă în anii 80 despre, știu și eu, standardele heterosexuale normative sau cum, ce e bărbatul, ce e femeia sau... Și a scrisă la ceva nasol. Eu sunt mult mai blând decât ăștia de extremă stânga. Sunt ok, omul ăla e la începutul călătoriei lui. Sau plus că ăla era contextul de atunci. Băie... Sau și dacă nu e contextul de atunci. Și dacă un om acum spune așa ceva în fața mea, nu o să-i salut, frate, nu știu. Asta e viața. Și eu am fost în punctul ăla. Nici nu o să mă uit de sus la el. Stai un pic să spun eu ce am înțeles eu despre al treilea val de feminism. E arogant. Fiecare are... nu știu. Cred că pot să trăiesc, dar asta a fost tot așa, e un exercițiu de durată pentru mine, cu răul din lume. Pot să trăiesc cu faptul că sunt 200.000 de soldați care o să atace Ucraina și o să fie moarte și asta o să fie. Cu faptul că sunt uciși uigurii în China acum pentru organe. Cu faptul că lumea nu e justă și că eu am o poziție și sunt conștient că e privilegiată într-un fel, dar în același timp nu o să stau să plâng după toate chestiile. Nu știu. Și cam asta e și cu ce pot să verifici sau nu, e aceeași relație pe care o am. Eu înțeleg că și istoria e o formă de ficțiune patriotică, de ficțiune cu scop. Știi? Și scopul tău e să demonstrezi ceva despre lumea în care trăiești. Pe măsură ce și eu scriu pe canal texte, și eu vreau să-mi demonstrez și mie și altora ce am înțeles eu despre lumea în care trăiesc. Nu sunt neapărat povești despre otomani, sunt povești tot despre mine și punctul în care am ajuns eu. Și atunci ce pot eu să verific? Eu pot doar să verific ce e în interiorul meu. Nu? Că informațiile altora nu pot să le verific. Pot să verific că asta am înțeles eu și asta mi se pare mie just. Și să vă spun și vouă, dar în același timp să nu fiu prea înfierbântat. Mi se pare urât ce se întâmplă acum cu alte canale de YouTube, că e ușor să dai în alții. Exact pe chestia asta cu femeile. Sunt unii mai tineri, mai știu și eu, 20 și ceva de ani, care pun un film al unuia de 40, spune ăla nu știu ce glumă misogină și după aia se cacă așa în sufletul lui. Sau, bă, poți totuși să trăiești și cu altceva în față, știi? Să trăiești și cu punctul ăla de vedere. Eu am trăit, eu l-am avut. Mi l-am schimbat. Mi l-am schimbat, poți să fii înțelegător, nu știu, și să încerci să fii tu. Și ar trebui un pic de înțelegere și față de coping-ul foarte dificil de a regla un comportament programatic care ți-a fost inoculat în adolescență și în copilărie într-o anumită direcție, tu a trebuit să deconstruiești inclusiv chestia aia și să compensezi. Da, e greu, e un drum destul de lung. Pe de altă parte, e o chestie generațională cât se poate de corectă și pe care am avut-o și noi într-o formă sau alta, probabil nu atât de agresiv pentru că n-am fost atât de vocal, pentru că nici n-am avut unde fie vorba între noi, noi fiind ultima generație care a prins și tipul ăsta de comunicare offline față de asta online. Adică la noi era mult mai greu să relaționăm. Prima mea iubită în facultate, eu am avut gândul ăsta că e bine că am iubită, că o să aibă cineva să-mi spele vasele. Fără niciun fel de mișto. Deci era chestia asta. Asta am gândit eu. Asta chiar până acolo nu mă dusesem. Adică da, în 2005. Eram acum... Asta face femeia curat. Efectiv, asta credeam eu. Știi? Nu știu ce să spun. Man, you've come a long way. Da. Nu, chiar acolo nu eram. Stai. Pentru că pe mine nu m-a crescut mama. Mama avea 30 și ceva de ani când a căzut comunismul și era șansa vieții ei să-și facă o afacere, să intre și taică-mi la fel. Eu am fost crescut de bunica mea. O femeie născută în anii 30. Cu bunică-miu și cu ce mi-a spus bunica mea despre ce înseamnă să fii bărbat sau femeie. Sunt niște chestii cu două generații în urmă. Știi, pe mine, cum m-am învățat să mă comport, cum eu am fost crescut de femeia asta. Și asta am crezut, asta am văzut, îmi pare foarte rău. De capul meu. Știi? Da. Eu am fost crescut de maică mea și de bunici. Bine, nu înseamnă că mă așteptam să-mi facă curat sau nu eram rău cu iubita mea din facultate de atunci, de la început. Dar am devenit rău după aia. Nu eram violent, nu eram, dar eram, mă așteptam să o facă și așteptam să o fac, așa eram. Ok, acum văd că s-a făcut murdar. Știi? Asta era ce credeam eu, știi? Că nu vorbeam foarte deschis cu ea despre asta, dar era, bă, dar totuși. Dar a inoculat în discuție la un moment dat. Cu alte cuvinte, ai bătut apropouri? Despre să facă curat? Ai inserat în discuție? N-am spus-o direct. N-am spus-o direct, dar mă învârteam în jurul subiectului cu uite ce ar trebui să faci tu. Foarte mult. Știi? Bă, ți se pare că miroase cafea proaspăt acum? Da, mă, hai să o facem. Nu, ți se pare sau nu? Adică simți miros sau nu? Nu. Păi și nu rezolvi? Cam așa ar fi trebuit să faci dacă voiai să-ți iasă și cu vasele alea. Ți-am făcut o simulare. Cred că așa făceam. Făceam ceva. Sau i-am spunea direct să spăl vasele și mie mi se părea o provocare. Cum adică îmi spui să spăl vasele când femeia spală vasele? Sau nu știu ce discut despre asta așa de mult, că e un pasaj destul de jenant. Dar așa credeam eu atunci, mă. Asta credeam. Știi? Și încetul cu încetul. Plus că ce știam eu era de la bunica mea și din stand-up. Și în stand-up sunt toate glumele alea de i-ai prins pe toți aia, da. De la început, Chris Rock, băieții, da. Sau așa, erau numai glume despre ce e bărbatul și ce e femeia. La nesfârșit, ore întregi de material, despre pițipoance, despre... Și așa vedeam eu, m-am dus la facultate și credeam că asta este lumea, asta e... Și încetul cu încetul a început să se prăbușească templul ăsta pe care îl construisem eu despre, uite cum funcționează societatea, ce rol avem, știi? Deci imaginea femeii la tine a fost construită de bunica ta, care a fost născută în anii 30 și Chris Rock. Da, cam asta era, da, da. Și Pablo Francisco. Sau... Da, exact. Da. Spațiu cosmic conform trilogiei Alien. Deci exact așa e. Da. Ce se întâmplă în cosmos conform Războiului Stelelor. Da. Of, Doamne, hai să băgăm cafea, luăm un pic de pauză și intrăm. Nu-mi dau seama că o să ne ducem într-o direcție de asta mai serioasă sau mai relaxată așa. Am râs. Acum am râs, dar am râs sincer. Da. Am râs, iartă-mă că râs, știu că este... Nu, dar e ok, nu știu. Eu vreau să spun chestia asta pentru că am senzația că sunt unii oameni din generația mea care... care se simt amenințați și tu ai adus subiectul ăsta în discuție cu ce fac ăștia tineri de 20 de ani de stânga și așa. Eu nu mă simt amenințat absolut deloc. Simt așa cu musca pe căciulă că dacă o să mă prindă unul că am spus ceva greșit și vreau să spun acum că eu am spus clar ceva greșit, nu mi-e rușine, m-am schimbat, mi-ar fi rușine să spun acum așa ceva. Normal. Dar... Cred că puteți să fiți și voi, așa cum toată lumea militează pentru toleranță, și voi ar trebui să aveți niște toleranță față de oameni care au crescut în alt mediu. Nu aveai cum să-ți dai tu seama din neant, așa că... Nu? Am mai zis chestia asta de foarte multe ori, că deci, unul din puține podcasturi la care am fost invitat, la Mihai Petre, am văzut că a luat Catola fix cu chestia asta. Toleranța e un mușchi care se flexează în ambele părți. E o chestie pe care o zic constant. Băi, nu cere unor oameni să fie toleranți în contextul în care tu, din capul locului, nu ești dispus să-i arăți omului ăla cum e actul toleranței. Da, da. Sau tu ești intolerant total, adică ăla care nu e pe aceeași cracă ideologic cu tine, un tâmpit și un cretin, da. Tu făcându-l tâmpit și cretin, te aștepți ca ăla să te trateze cu respect. De ce? Da. Că ai tu superioritate morală sau intelectuală? Că ai citit tu niște cărți în plus sau că ești... Nu, că invoci niște idei care nici măcar nu ți aparțin timpul la mea, fie vorba. Te-ai uitat la niște seriale și ăla nu a avut ocazia să le vadă sau e mai bătrân. Mai ții minte, mă, Țestoasele Ninja? Nu? Du-te în pula mea. Da. Asta. Exact așa e. Da, este efectiv. Mai ții minte Ren & Stimpy? Nu. Du-te în pula mea. Exact așa e. Da, da, asta e. Te-ai uitat la Dallas? Da. Păi da, că faci parte din generația de căcat care s-a uitat la Dallas. Da. Că există și chestia asta. Da, da. Te-ai uitat la The Tick, Omul Căpușă? Da, l-am văzut, da. Bă, ăla este cel mai metaserial despre supereroi care a existat vreodată. Îți zic și de ce. Îți fac un breakdown estetic pe... Tu știi că toate cadrele în care ei mănâncă în oraș din primul episod din The Tick se replică 1 la 1 din Edward Hopper? Nu, nu știu. Ah, ba da, mănâncă într-o cafenea și se văd din spate. Da, am observat chestia asta. Se văd din spate, da, da, da. Și lumina aia galbenă. Și da. La un moment dat The Tick zice, eu nu sunt ca alți supereroi overhyped care au putere absolută. Și se panează camera și lângă ei e unul care seamănă identic cu Clark Kent. Da. Care când se întâmplă ceva în oraș... Da. Vrea să ducă la baie să se schimbe, da. Să-și lase costumul de Clark Kent să devină Superman și este ocupat la baie și mor oameni pentru că el n-are unde să schimbe. În timp ce The Tick, săracul, sau ce să rezolve problema. Da. Într-un restaurant care este fix Nighthawks-ul lui Edward Hopper. Da. De-aia îmi place The Tick foarte mult. Nu știu, mie nu mi-a plăcut The Tick așa de mult. Dar mie nu-mi plac astea cu... Eu nu mai pot cu supereroi ăștia. Eu pot cu supereroi. Nu mai pot să văd. Bine, tu ești fan și cu comic books și cu toate astea, dar eu m-am plictisit, frate. Eu citesc tragedii și drame și ficțiune de genul ăsta. Când citeam, acum citesc aproape exclusiv non-ficțiune. Cele mai bune novele grafice, da. Cu și despre supereroi sunt pe calapodul de tragedie greacă în 3 acte. Mă rog, și ce vreau eu când mă duc la cinema... Aș vrea să văd și eu ca un om căsătorit de 10 ani și vreau să văd și eu, frate, dă-mi și mie ceva cu o familie, cu... Nu știu, nu mai pot cu ăștia, s-au dus în spate. Incredibles, e cu familie. Ai, frate, nu știu, dă-mi și mie o poveste de asta. Batman, e dramă de familie, Batman. Bă, e Batman dramă de familie? Nu știu, frate. Și-a văzut părinții împușcați să apucă să facă dreptate. Pe lume e dramă de familie, ce dracu mai vrei? Exact. Okay, da. Nu e Batman dramă de familie? Nu mi se pune. Suși, pula. Cancel. Da. Da. Ne ducem să bem cafea și după aia ne întoarcem să-l canceluim pe Zaia Fett. Ok. Vezi tu, dragul meu prieten, cine erai tu acum? Eu. Ah. Eu peste 20 de ani. Dragă, o să devin foarte afectat așa. Da, da, o să fie o combinație între Silviu Brucan... Silviu Brucan... Păi de-aia am și zis. O să fie o combinație între Silviu Brucan, Radu Paraschivescu, Mircea Dinescu... stai că îți mai dau vreo 2-3, nu te las așa. Laurențiu Damian și Lavinia Bete, care mie îmi place foarte mult de altfel. Nu știu. Tocmai tu nu știi pe Lavinia Bete, care este omul care face în TVR cele mai apropiate chestii de ce faci tu. Nu știu, îmi pare rău. A scris 2 cărți, unul despre savanta Elena Ceaușescu și una despre Nicolae Ceaușescu, care sunt foarte, foarte bune. Okay. Și a făcut seria de amintiri din comunism de la TVR, poți să le găsești inclusiv pe YouTube. Și care sunt foarte tare. Deci episodul cu academicianul Elena Ceaușescu este absolut senzațional. Și repet, în multe privințe, din multe puncte de vedere, doamna Lavinia Bete este ce face pentru TVR, e cel mai apropiat lucru pe care l-am văzut de ce faci tu. Trebuie să o caut și eu, uite. Bă, she was first. Lavinia Bete. Da. După cum The Original Podcaster e Eugenia Vodă, da, Lavinia Bete is the original Zaia Fett. Îmi pare rău că... Teleenciclopedia e. M-am sau mai puțin. Da, da, da. Depinde de cum e. Ce frumos era narată, mai știi? Florian Pitiș. Bă, era extraordinar. Care, nu știu dacă știi, da. Dune. Da. Există audiobook în limba română. Citit de el? Da. Da. L-am prins numai... Tu l-ai prins famosul în viață, că așa îi se spune. Ce, pe Pitiș? Da. Păi, da, normal. Nu, l-ai prins era pe viu? Era pasajul Villa Croix, așa, unde se ducea el la Blues Cafe și eu întâmplător m-am dus acolo că un prieten m-a învățat să fumez narghilea și era el lângă. Și am înghețat. Și eram, aoleu, ăla e Pitiș. Erai starstruck. Da. Prima vedetă pe care am văzut-o în față. Și nu știam ce să fac. Stătea el și discuta acolo și cred că eu... ceea ce mie în capul meu părea că a trecut o oră, tot negociam cu colegul meu cum să fac eu să mă duc să-i cer autograf. Până la urmă, deja eram transpirat, m-am dus să-i cer autograf și s-a uitat la mine și mi-a spus că nu mai dau autografe de când a murit soția mea. Sau a spus ceva de genul ăsta și cu vocea aia frumoasă. Așa, da. Și mi s-a părut așa de profund. M-am dus acasă să mă gândesc cum mi-a spus Pitiș. Abia aștept să moară gagică mea să nu mai dau autograf. Da, da, să fiu, nu mai dau autograf. Da, da, da. Mi s-a părut așa de... Ce frumos. Da. Și a doua săptămână m-am dus acolo, tot în Blues Cafe, și a fost singura dată când am plecat fără să plătesc. Intenționat, că am mai plecat o dată, dar din altă parte și nu mi-am dat seama că n-am plătit. Dar am plecat... Da, acum ai plecat pe panchism. Da, tot așa cu un coleg din Ploiești, eram în anul întâi de facultate și mi-a spus ăsta că, bă, știi că se face și chestia asta. Te duci și nu plătești. Pe aia cu mâncat un Carrefour printre rafturi și plecat cu mâinile în buzunar, o știi? Nu. Când ți-e foame, te duci în Carrefour, era Carrefour Orhidea acolo, da, că era lângă regie, te duceai, mâncai printre rafturi fără nicio problemă și plecai fluierând. Și dacă te prindeau? Să-ți ia boi de la bicicletă? Nu, am mâncat eu. Tu ești pe cameră. Aia. Și cu camerele astea. Da, mai știm. Și cu camerele astea. Aia. Erai greu de recunoscut. O bilă, așa. Da, exact. De sus te vedea lumea. Nu, da, sunt eu, băi, bila aia de fitness. Da, e altcineva. Ba, aveam ce treabă. Tugule, o minge pe acolo, nu eram eu. Da. Vai, Doamne. Băi, ia stai așa, stai un pic. Tu ce facultate ai terminat? ASEU. Contabilitate și informatică de gestiune. de aici vine. Acum am explic. Da. Da. Exact. Nu știu, ca și sidekick-ul lui Ludatic. Mai ții minte că era contabil. Da, mă rog, eu n-am avut de ales, m-a băgat maica mea. Da. Să ai o meserie care să... Exact. Ești de acolo cu o diplomă, ești contabil, pui ștampila, să faci un drum în viață. Da. De asemenea, femeia trebuie să spele vasele ca să... Deci, asta era bunica mea. Asta da. Cu... Nu, 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 deci da. Mi-nchipuie exact așa. Măi, te duci la București, la facultate, da. Să faci o meserie, să ai o diplomă, da. Să pui ștampilă, să ai un drum în viață, să nu mai porți de grija ta pe acolo, pe în capitală. Și bunica ta din spate. Și femeile să spele vasele! Ai auzit la măta mare, da? Fix așa. Să spele vasele! Să spele vasele! Da. Așa mi-închipu eu că s-au purtat discuțiile. Bine, aproximativ. Eu, da, eu sunt... Aproximativ discuții, exact. Da. Foarte bine da. Punctat, drag. Eu am intrat acum în zona de trolling și cred că am și creierul infuzat de cafea, din care o să mai beau. Dacă n-ai băut niciodată altceva decât cafea. Tu chiar n-ai băut alcool? Bă, ce pula mea vă mirați toți, mă. Deci, mamă, cred că am zis pe aici și pe aici. Deci nu m-am drogat niciodată cu nimic, deși nu pare. Da. Deci nici măcar iarba n-am fumat. Așa. Am oameni care poate să certifice chestia asta. Okay. Și alcool nu mai beau de la 17 ani. Ultima dată am băut alcool fix la podcastul cu... Am băut 2 guri de Prosecco, că am împlinit 1 an de Happy Fish, de când am dat primul record la Happy Fish, la Happy Fish-ul nou. Înțeleg. Foarte ciudat totuși. E ceva? Ești... Iar a început. Foarte ciudat. Ah. Nu vreau să beau în pula mea. Ok, hai că înțeleg că ai discutat cu alții despre asta. Nu-i vorba de asta, că discuți și cu tine, discuți și cu tine. S-a fierbântat. Bă, deci, ți-am zis, mie îmi place și am spus asta... Fix înainte să dăm pauză. Îmi place foarte mult că mi-am dat seama cum pot să te fac să râzi. Bă, și râzi atât de sincer. Și acum a devenit un challenge da. Să zic prostii cât mai mari ca să te facă să râzi. Mie îmi place să fac oamenii să râdă foarte mult da. Îmi place să fiu epicentrul bunelor dispoziții. Ai pentru vrea să fii stand-up comedian? Sau? Nu, n-aș vrea să fiu. Că dacă aș fi vrut, m-aș fi făcut. Că toată viața am făcut exact ce am vrut. Da, aș vrea să fiu stand-up comedian. Da, am și scris un... Vreau să mă duc la open mic acum. Da? Dar am și povestit, da. Da, da. Am povestit la Docs când am fost la podcast. Am scris despre... Vreau să fac stand-up science fiction. Mie îmi place foarte mult. Și primul beat e cu Alien. Ah, ok, ok. De ce crezi că nu există grași în Alien? Nu știu. Să rătăcește ăla până când să iasă în pula mea. Să rătăcește. Asta e premisa sketch-ului. Da. Și oricum când iese obosit, nu-i mai arde lui de cucerit al terasei, iese vai... Da. Hai să-mi apă. Da, e bună, e bună. Mamă, cât am stat în ăsta să moară, mă, nu mai aveam aer. Noi nu funcționăm pe aer. Oricum nu, claustrofobia era. Mă strângeau, tu-ți dai seama, să fii extraterestru xenomorf, care să aibă acid în loc de sânge ca mecanism de apărare, dar... Să fii înăuntru unui om în care, în afară de tine, da. Simți că se strâng pereții, doar că aia nu-ți pereți în șaorme, care te strâng. Practic, soluția mea este dacă o să fiu vreodată da. Înseminat de facehugger, ca după aia să iasă chestburster-ul, că asta era facehugger, da. Practic, și acolo, simbolul falic, nici nu mai intru în simbolistica din Alien. Dar te-ai gândit că s-ar putea să nu știe lumea filmul? Cu gură care are gură. N-ai cum să nu știi Alien. E cel mai mare film care a existat vreodată. Toată lumea știe despre o extraterestru care iese din tine pe-n pept. Crezi tu, dar nu știu. Eu am o, nu știu dacă să zic fată. E o femeie de 24 de ani, Bianca Popa, sau 25 cred că are și ea, care scrie și prezintă și pe Zaia Fet. Așa, da. Și ea, născută în 1998 sau când s-a întâmplat, nu știe foarte, am fost surprins că e o diferență de un pic peste 10 ani între noi. Nu e așa de enormă, mare. Dar sunt foarte multe referințe pe care eu le am și ea nu le are. Și na, mă gândeam da, că știu, Alien e un film din anii 70. 79. Deci... 86 al doilea. 93 da. Al treilea, 97 al patrulea. Adică ea și publicul de la stand-up e de vârsta aia, 20 ceva de ani. Le povestesc filmul întâi. Asta ar fi și mai mișto. Să-l povestești... Dar să-l povestesc Da. Să-l povestesc total dampulea, adică zici ce să miss the point. Da. Bă, voi știți filmul ăla din 79 cu niște mineri? Ce film? E un film cu mineri. Fii, se întorcea acasă și a întors unii din drum. Și după aia, au omorât. Știi că poți să povestești Alien așa? Ce, că-s mineri? Ah, da, erau mineri. Păi erau mineri, mă. Minau ceva în spațiu. Da, ăla era vagonet, practic. Da, da, da. Nostromo, că așa se numea nava. Era vagonet. Era un fel de vagonet ăsta. De... Da, da, da. Când a venit mineri la București, de-aia chemat Iliescu, când așa, da. La fel și ăia săracii voiau să întoarcă din mina acasă, da. Și i-a deturnat Iliescu, practic s-a inspirat din Alien. Da. Iliescu, când a făcut mineriada. Băi, voiau să întoarcă liniștiți acasă, vai morților, stat în mine, bucuroși, hai că mai avem 2 zile până la salariu, timpul trece, leafa merge, cum pula să-și ceapă atunci. Și ăștia, nu vă ceți acasă, vă suiți pe tren și veniți la București. Exact așa e și începutul din Alien. Minerii voiau să întoarcă acasă, vai morților, visau toți, mamă, ne întoarcem la familie, ne pupăm copii, semnal la sugeți pula, vă duceți pe o planetă unde se pare că există formă de viață inteligentă care trimite mesaje ritmice de tip acustic. Exact așa e. Da, da. S-a inspirat, bă, la mineria de Iliescu din Alien sau nu? S-a inspirat. A avut el de unde să citească. Da, sunt sigur că l-ai studiat. Și pe aici Alienul ăla, nu? Mi l-ai arătat? Da, uite-l. Da. E ăsta și mai am un Alien. Hai, ia uite-l, mă, că l-ai și aici. Da, un micuț. De scoate din gură. Mai zic, cel mai mare film care a existat vreodată. Ce-i? Ce, Alien? Uite, am 2 Aliens-uri. Comic Book-uri. Da. Bă, e posibil de fapt să fie Predator. Ăla cu Arnold, cu Jesse Ventura. E frumos rău ăla. Ăla e foarte frumos. În junglă când... Exact, care începe ca un film, ca un gen și se termină ca un cu totul alt film. Da, știi de ce e cel mai tare Predator ăla? Prima dată când îl vezi, știi că după aia știi. Da. După aia e și mai tare dacă te uiți la detalii. Da. Cum e Jesse Ventura ala. Cum moră ea pe rând și chestia aia hipermasculină cu își dau palmele. Dylan, you son of a bitch? Da. Să o refacem. Gojira, you son of a bitch. Nu, stai așa. Ce? Nu, te dezbraci. Hai să facem. Să vă bicepul. Zaya Fett, you son of a bitch. Gojira, you son of a bitch. Reinterpretare. Stăteau așa un pic acolo, erau, vă tragem, nu știu ce. Reinterpretare fuileton a filmului Predator. Te rog în momentul ăsta, pentru relevanță și pentru oamenii din bagajul cultural al cărora lipsește această referință, să cauți pe YouTube Baboiaș Dylan you son of a bitch, exact așa trebuie să cauți, și să dai fără sonor, bineînțeles, să ilustrezi doar vizual în acest episod cu Zaya Fett, ca să... Că facem educație. Hai, ia uite-l. Ăla este, nici nu stă la discuții. De ce? Că e cu bifă, s-ar putea să ne dea jos YouTube. Dă-l pe ăla fără bifă. Da, 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 posibil. Caută GIF. Da. Caută un GIF sau ceva. Dă din fereastră așa, nu da full screen. Dar vreau să se vadă, să știe lumea, să nu zică că suntem nebuni. Ăștia după ce au pierdut războiul... Oh, cine ești tu? Ce faci? Ce faci? Hei, PC. Oh, amice! Zaya Fett, you son of a bitch. Băi, nu se poate. De ce e Predator cel mai mare film din istoria cinematografiei? Nu știu, pe mine mă întreb, tu ești cinefilul. Pentru că nu există poveste de dragoste în el. Păi și sunt multe în care nu există poveste de dragoste, nu? Da, dar ăsta e cel mai bun. Da. Aici există și handshake. Plus că mie îmi plac poveștile de dragoste foarte mult. Și mie. Știi trilogia aia Before Sunset, Before Sunrise? Alu Link Taker, Linklater. Da. Da, da, cum naiba să nu știu. Aia e extraordinară. Știi partea a doua? Partea întâi se iubesc ei în Viena. Aia e cea mai bună partea a doua. Partea a doua, frate. Da, mamă, da. Deci eu, nu știu. Mă ia cu emoții când mă gândesc la filmul ăla. Da. Alea lui Keslovski, da, sunt alea Traculor, Oare tot despre dragoste? Nu le știu. Alb, roșu, albastru? Nu știu. Ia vezi, mă, Cristof Kieslowski, troaculor, caută pe un IMDB ceva, să nu vorbesc prostii. Mie Kieslowski îmi place foarte mult. E ăla care a făcut și Decalogul și are câte un filmuleț pentru fiecare poruncă. Și la, la Iubește-ți aproapele este despre un copil care începe să vorbească cu un computer. Bă! Da, da. Cristof Kieslowski, nu? Da, da. Troaculor. Ăsta este... Dacă ți-a plăcut Linklater, da, care a făcut și filmul ăla absolut senzațional. Tu ai văzut Boyhood? Lasă-le pe alea cu Ethan Hawke. M-am gândit că să nu mă uit, nu știu. Avea 3 ore, eram două dracu. Bă, știi cum e Boyhood? Da. Doamne, doamne, tu ești cu Rocangeala? Da. Una din cele mai tari piese de rock scrise vreodată din punctul meu de vedere este 1979 de la Smashing Pumpkins. Da. Mai ții minte videoclipul? Cu copiii care se joacă și în roată. Da. Exact așa e Boyhood. Zici că e videoclipul de la 1979 pe parcursul a 3 ore. Când am citit chestia aia, recenzia, și spunea că a lucrat la nu știu câți ani, părea că trebuie să investesc timp și atenție prea multă și am preferat să mă uit la altceva. Lucrează foarte bine. Linklater ăla e un regizor extraordinar. Sper să-l pronunț bine, că am o problemă cu numele în engleză, unele. E foarte soulful și foarte visceral filmul ăla. Adică nu te solicită foarte mult. În schimb, este un tunel în care intri așa și e o călătorie de asta. E foarte bizar. Cum ești, e unul din puținele filme care reușește să te transpună în universul ăla total. Și văzându-i pe aia cum crezi progresiv, că știi ideea, l-a filmat timp de 15 ani, câte 3 zile pe an. Și cu exact aceiași actori, ca să-i surprindă cum au crescut. Da. Foarte tare Boyhood. Ok, o să-l caut. Cred că e pe Netflix. Da. Și vezi... Nu cred că e pe Netflix, Boyhood. E pe ceva. Dar băiatul ăsta, am impresia că e pe Hulu. Hulu n-am. Am Netflix, Amazon și... E pe Netflix? Da. Ia uite-l, iadă-l. Ăla e? Linklater? Da. Ăla, ăsta e, că e Ethan Hawke. Da. Hai de capul. Ce îmi place Ethan Hawke. Pare Ethan Hawke. Da. Marile Speranțe, știi filmul? Great Expectations, da, normal. Da. Ce mult mi-a plăcut și ăla. Toată povestea de dragoste. Îți plac, da. Pride and Prejudice, l-ai văzut? Nu. Pride and Prejudice and Zombies? Nu l-am văzut, nu. Ăla este o capodoperă. Da? Dar tu știi de curentul ăsta care a existat la un moment dat în New York prin anii 2000 cu literatură mashup? Nu. Se lua o capodoperă inestimabilă a literaturii universale și se combina cu o poveste horror de categorie B. Astfel s-a ajuns la senzaționala carte Pride and Prejudice and Zombies, care are ca prefață următorul citat: It is scientifically acknowledged that a zombie in need for brains will need more brains. Pride and Prejudice and Zombies. Da. Și mai este Sense and Sensibility and Sea Monsters, care este combinat cu H.P. Lovecraft, cu Cthulhu. Aha, da, îl știu pe ăla. Și e frumos? Păi de capul meu, eu râd în continuu. Le-am citit așa pe nerăsuflate. Le-am pe amândouă, mamă cât am râs. Îți plac mult chestiile astea? Îmi plac care chestii, domnule? Astea, SF-uri. Îmi plac și SF-urile. Bă, știi care e problema? Și am mai povestit și asta. Știi care e chestia? Că sunt un pic gelos pe... Pare așa, adică eu am... Ți-am povestit cum am acum un an de semipauză? Mi-ai povestit, dar zi și la oameni că... Mă rog, am muncit mult și acum m-am mai relaxat. Am senzația că nu vreau să mă mai agit așa de mult pentru ceva ce e destul de intangibil și... Nu mai am frustrările astea, că n-am succes, că nu iese nimic din mine, că nu știu ce, gata. Nu simți că e un pic autosuficiența asta? Ce? Cred că am obosit să mă mai... Zbat și vreau să mă bucur. Și acum mă uit, caut bucuria asta și în alții și sunt un pic gelos pe tine că poți să te bucuri de treburile astea, știi? Pentru că eu nu am putut niciodată, decât dacă am găsit un scop. De altă parte, nu-s nici... Sunt foarte departe de statutul pe care l-ai tu în online. Da, și? Și fie vorba între noi, nici nu cred că o să ajung acolo vreodată. Dar ce e acolo? Și nici nu mi-am propus. Nu e nimic acolo, e doar... Nu e nimic acolo, da. Practic să trăiești din YouTube, cum ar veni. Da. Că asta e. Nu știu dacă o să trăiesc din YouTube. Oricum nu trăiesc din YouTube, ca să o dăm pe aia clar. Da. Și am mai spus-o de ce fac aproximativ discuții și toate astea. Dacă o să devină o chestie autosustenabilă, da, panorama asta de organizație pe nume Happy Fish, cum îi zicem noi. Mie mi se pare că te descurci foarte bine. Uite, eu cu interviurile astea am încercat și m-am lăsat. Că eram prea emotiv, așa. Prea... Mă descurc pentru că îmi plac poveștile, tati. Și îmi place foarte mult să ascult și nu-mi place să ascult, îmi place să și împart. Da. Știu că prima dată, cel puțin la început, până când și-au dat seama oamenii, sau efectiv s-au plictisit să mai spună, până când și-au dat seama ce vreau să fac, eu am mai zis chestia asta. Bă, nu pot să-și cer ție să ceruiești ceva din zona ta personală în contextul în care eu nu-ți dispus să-ți dau. Da. Și eu de-aia bag povești de-astea. Te aduc într-o zonă personală, bă, hai cu mine aici, fii atent, îți dau ceva personal de la mine, dă-și tu ceva personal. Așa... Da, și dai și relaxat. Vii tu, da, păi normal că-s relaxat, că îmi place să vorbesc. Bă, eu sunt om care nu bea și stă cu bețivii. Da. Sunt om care nu se droghează, păi stă cu drogații. E, tot spui chestia asta, mă enervează. Nu-mi dau seama. Oare chiar e adevărat? Adică? Nu știu, frate, cum e posibil să ai și o vârstă, ești mai mare ca mine cu câțiva ani. Da, cu 3. Cum e posibil, frate, să nu fii băut? Să nu bei, nu știu. Eu am avut în pandemie acum, așa, din 2000, alcoolism. Din 2020, la mine pandemia a început cu... Eu eram la bunica mea și ea mai avea câteva săptămâni de trăit că avea cancer. Și câteva lecții de rasism. Mă rog, hai să nu exagerăm. Și stăteam cu ea, o spălam, o duceam la baie, mă rog, ce făceam eu? Aveam grijă de ea. Și îi citeam cu voce tare ce scriam atunci. Istoria Dunării. Că ea a fost profesoară de română și îi plăcea să mă asculte. Îi citeam cartea aia, valsurile care s-au scris despre Dunăre, povești despre când Dunărea e înghețată și se adună lupii și pe luciu apei înghețate se vede când trece câte un iepuraș sub lumina lunii și îl prind. Mă rog, povești. Și după aia a murit, bunica mea a început pandemia, bă, și s-a făcut un gol în mine, că eu făceam și multe chestii pentru bunica mea în canalul ăsta, ca să o impresionez pe ea, ca să mă placă ea cu ce frumos am scris eu compunerea aia și ea e profesoară de română. Ce tare! Știi? Da. Și după ce a plecat, adică după ce a murit ea, eu nu mai știam pentru cine fac chestia asta. Că pentru public nu prea o făceam. O făceam mai mult pentru, pentru ca să mă o sun la sfârșitul săptămânii pe bunica mea și îi citești ce am scris. Sau, știi? Aici semănăm noi foarte mult. Da. Că și eu am făcut asta pentru... Am zis de ce am făcut, numai. Da. Adică și... te înțeleg perfect. Da. Și după aia... n-am apucat să o jelesc, că am stat cu toată familia într-o casă când a început lockdown-ul la maică mea. Ne-am suflat unul în ceafa altuia, că era imediat după înmormântare, n-a mai plecat nimeni, am rămas toți acolo și m-am apucat să beau, m-am apucat să beau mult. Era o soluție, era o chestie asta când îți lovește gâtul, știi, și e rece berea și e cald și stai pe balcon și se face negru în fața ochilor și e un hău din ăsta în care simți că o să cazi și o să cazi și nu o să te mai oprești niciodată. Și e seară și tu nu poți să te culci cu gândurile astea. Și o să le neci pur și simplu în cât mai mult alcool. Orice. Am început cu bere, am trecut la țuică, ce mai era în casă, vin, le-am consumat pe alea, am plecat în draci la București și acolo am trecut pe martini. Pentru că mi se părea că e mai elegant, că țin eu păhărelul ăla ca James Bond. Ești mai puțin alcoolic. Și da, sunt mai puțin alcoolic. Beau până când nu mai știu cum mă cheamă seara, ca să pot să dorm eu bine, dar sunt mai puțin alcoolic, că țin eu chestia. E mai sofisticat, am pus o măslină în, știi? Știi gluma lui Senele când a murit Sean Connery? Nu. The actor who performed the iconic role of James Bond. Sean Connery has just died. Sean Connery a murit? A murit Sean Connery. Când a murit? Anul trecut. O, săracu. 2020 a murit Sean Connery. Ia vezi, mă, 2020 sau 2021? Acum mi-am dat seama, în timp ce îmi spuneai, eram ca era în viață. 2020, octombrie 31. Oh. Poftim, okay, recent. Așa. Da. Așa, și? So, care era the actor who was in the iconic role of James Bond, Sean Connery, just died. His family was shaken, not stunned. Ce bună e asta? Pentru toți fanii James Bond e foarte clară. Da. Băi, și eu am râs la gluma asta. Păi, mie îmi place umorul negru foarte mult. Da, pentru că în fața mizerilor vieții, asta e și teoria mea, cât și a colegului meu, Tudor. La noi mecanismul ăsta de coping este umorul. Și deși a apărut un pic morbidă gluma de dinainte pe care am făcut-o când tu povesteai despre bunica ta, m-am văzut moarte atât de mult din cauza facultății pe care am făcut-o și a specializării pe care am avut-o, încât nu că am devenit impasibil, dar mi-am dat seama că ăsta e un refugiu care e cât se poate de sănătos. Da, nu știu, te obișnuiești cu moartea în jurul tău. Normal. Pe măsură ce îmbătrânești, o să tot... Bunica mea nu e prima din familie, au murit toți ceilalți bunici, în afară de bunică-miu și taică-miu, când eram în liceu. La taică-miu a fost dur. Știi că îți moare... A fost primul contact, probabil, la tine, da, foarte aproape de casă, adică în casă, nu că foarte aproape. E un moment din ăsta aiurea rău, că cu câteva luni înainte să moară, eu vorbeam cu niște colegi în clasă, clasa a 10-a eram. Cine ar putea? Păi dacă taică-miu îl bate pe taică-tu. Sau eram la chestia aia de... Eu credeam că orice se întâmplă, orice căcat aș face, taică-miu vine și mă scoate. Sau credeam că are niște capacități din astea supraomenești și eu pot să mă sprijin pe el la infinit, știi? Nu ajunsesem încă la etapa aia în care să-l văd la dimensiunea pe care o are și la puterile pe care le are. La... Nu, eu credeam că... Și a fost mult mai dor decât cu bunica mea. Mult mai dor. Acum cu bunica mea mi-am revenit. Mai mult cu pandemia. Voiam să vorbim și despre asta. Cum te-a impactat pe tine pandemia? Și zic acum, știu că pare foarte mizerabil ce întreb, dar s-a simțit în cifre pandemia? Nu, nu. Am câștigat mai mult în pandemie. Asta zic. Da. Adică o parte bună ar fi că a crescut online-ul foarte mult în pandemie. Nu știu dacă e bună. Pentru mine e bună. E și o parte bună. Da. Eu am beneficiat, dar nu. Asta zic. Pe de altă parte e normal să crească online-ul, mai ales în pandemie, pentru că lumea atunci a avut timp un pic mai mult să caute, da, și să caute mult mai punctual ce i-a interesa, da, să nu mai cadă pradă spoon-feeding-ului ăsta. Cred că e o trecere care a fost accelerată de pandemie, care s-ar fi întâmplat oricum. Sunt mulți oameni trecuți de 50 de ani, sau știu și eu în ce categorie de vârstă ar fi, care poate că nu făceau cumpărături online și fac acum. Și știu că asta a fost cea mai mare schimbare, că au început aia să cumpere prin Bringo, prin... tot timpul n-ai avut încredere și e un pas psihologic greu de făcut, să nu probezi tu pantalonii, i-ai cumpărat deja și probezi când ajung acasă. Sau... Să nu te duci tu, să nu pui blugul pe tine înainte să-l fi probat în spatele Daciei la Bâlci. Să-ți iei roșii și să nu le pui tu cu mâna, să le pipăi. Sau, mă rog, și lumea s-a obișnuit, mult mai multă lume care nu făcuse încă pasul ăsta, s-a obișnuit să-l facă și... Na. Eu am un public bătrân acum, aproape adică mai bătrân ca mine. Na, eu. Da, și lumea, îmi place când mă sună, îmi scriu ăștia de la marketing sau mă cheamă cineva, da? La școala altfel sau la... Și e, cum reușești să faci subiectele astea să fie pe interesul tinerilor? Și nu vine să cred. Care subiecte, frate? Nagorno-Karabakh, situația din Belarus... Ce am făcut în ultima vreme? Ce subiect? Ce tineri? Care tineri? Sunt toți de o vârstă cu mine. Facem o paranteză acum, râdem, glumim. Belim Carasu cu rușii sau nu? Ce, cu rușii? Da. Noi nu, dar sigur în Ucraina. Noi suntem în NATO, nu avem nicio problemă. Da, da, veghează Joana asupra noastră. Veghează, da. Veghează, chiar veghează. Bă, Joana chiar veghează. Nu, mă, dar noi suntem în NATO. Dacă intră un pas de soldat în România... Ori avem cea mai mare forță militară a tuturor timpurilor care să ne apere, ori nu ne apără și se destramă NATO, care este o convenție. Odată ce ești în el, toată lumea se apără pe toată lumea. Să se destrame NATO pentru curul nostru nu o să se întâmple. Dar nimeni nu o să facă un pas aici. E ca și cum România are cele mai multe focoase nucleare, cele mai sofisticate avioane, cei mai mulți sateliți. Ucraina e... Unde le avem? În NATO, frate. România e NATO. Nu o să se întâmple niciodată. Mamă, nicio să țară... moară, ăsta și că e leasing-ul de la mașină. Nu, dar țările care sunt în NATO n-au fost niciodată atacate. Nu poți să le ataci. Și tocmai asta e șmecheria, că ele nu sunt atacate pentru că există convenția asta că toate vor sări în ajutor. Cum am trimis și noi soldați în... Mă rog, asta e, mă rog, altfel, dar și la noi s-a luptat în Irak, în Afganistan, pentru că suntem în NATO, dar ăștia vor veni aici să facă prăpăd dacă cumva România este atacată în vreun fel. Sigur nu o să fie atacată. Eu ziceam de influența indirectă, că e foarte clar că în Ucraina e belită. Da, o să fie război, o să moară oameni, asta e viața. N-ai ce să le faci. O să fie, nu? Eu cred că da, nu cred că, na, nu pot să fiu sigur că nu sunt eu Nostradamus, dar bă, nu te întreb ce crezi, că pe mine mă îngrijorează așa, dar nu mă, stai să nu mă înțelegi, vai săraci ucraineni și nu știu ce. Vai de ei, da, nu? Da, e clar că e vai de ei săraci, da, dramatică situație. Noi am dat 6-6 și vecinul nostru de lângă a dat 2-1. Zar de fugă, cu unde fugă? Da, zar de goană. Zar de stă pe loc. Da. Mamă, mâncați așa. Eu mă gândesc. Noi am tot câștigat în ultima vreme. În Ungaria, acum, dacă mai câștigă Orban alegerile în mai, o să fie practic imposibil de dat jos cel mai longeviv prim-ministru din Uniunea Europeană și îți pui probleme cu ce articole poate să mai invoce ăștia să îi mai taie din putere, cum au făcut și până acum. În Bulgaria, situația e din ce în ce mai prorusă. Serbia este ultra prorusă, nu e nici în Uniune, nu e vai de steaua lor, Moldova la fel, vai de capul ei. Ucraina e jupuită încetul cu încetul de Rusia. Local, cel puțin, noi o ardem super finuț. Suntem super bine. Este exact. Nu avem stres deocamdată, știi? Adică suntem... Nimeni nu o să ne atace. Avem avantajul granițelor naturale, adică... Ce avantaj? Că nimeni nu atacă România. Nu se poate. E inatacabilă. Mai degrabă ataci China decât România. Nu știu, spun ceva absurd. Suntem în NATO. Nu zici, mă, absolut nimic absurd. Nu mi-am pus problema asta. Focoase nucleare, le trimite la noi în câteva... Nu știu, suntem în cea mai mare putere armată a lumii. Nu există să ne atace. Le trimite până logistica de la Carrefour. Nu se întâmplă, nu o să ne atace. Și dacă ne atacă, o să fie rași de pe fața pământului cine atacă. Sau... E o idee din asta așa, că suntem mici și neputincioși, din care nu putem să ieșim. Suntem noi mici și neputincioși, dar suntem prin tratat. Ori se destramă NATO din cauza noastră și nimeni nu mai e cu nimeni, ori o să fie ras, o să fie distrus tot ce mișcă pe aici și e ochii de inamic sau... Nu există șanse să vină cineva să tragă în noi. Nu există, sunt zero. Și atunci... vină legiunea străină sau toți, o să vină cele mai mari forțe armate, cele mai bine sofisticate. Nu o să vină în vecii vecilor cineva să atace România. Imposibil. Este, știi? Păi și atunci care o să fie consecințele indirecte? Pe mine asta mă interesează mai mult. Am putea să beneficiem, cred, poate, dacă sunt mai multe baze militare aici, că noi nu o să fim hârjoniți de ruși. Dar nu știu, că nu mă pricep suficient pe unde trec țevile astea, că ăsta a tot crescut prețul gazelor, uite, e 500 de lei luna asta la mine, știi, încălzirea. Dar nu sunt în temă, n-am citit suficient de multe, nu știu ce măsuri a dat Uniunea Europeană, că trebuie să-i impună și lui sancțiuni. El trebuie să ia Ucraina, dar cât de mult își permite să ia? Că e și o decizie economică, că trebuie să-i și susții economic pe aia odată ce i-ai luat și ai făcut prăpădul acolo. Trebuie să arăți că poți să o ții și să ții un teritoriu care nu prea te vrea acolo, e costisitor. Nu poți să dai în spate, că ai tot mărșăluit ca un cocoș pe la graniță cu sute de mii de soldați și chestia asta costă mult. E ca și cum ai organiza, nu știu cât m-a costat nunta mea și au fost 150 de oameni. Așa. Și acum sunt 200 de mii de oameni care trebuie hrăniți, nu? De 3 ori pe zi, din banii Rusiei, care e o economie de mărimea Spaniei. Plus formația 3 seturi de câte 45 de minute e cam complicat. Da, e scump, mult, nu mai poate să stea, trebuie să treacă la atac. Eu sunt aproape convins că o să atace și că o să câștige un teritoriu, poate Donbass, poate, nu știu, și după aia îl păstrează. Să vedem. Bine că nu suntem noi, frate, nu știu. Putea foarte ușor să... Deci noi suntem... așa de inatacabil și de stau eu acolo și sunt... Știi? Nu să se întâmple. Da. Deci ne vedem de vloguri. Și da, de noi ne vedem de viața noastră, de facem ce vrea mușchiul nostru. Și că am mai zis aici, îmi doresc foarte mult un podcast, un episod din podcast să fie cu Mircea Joana. Am văzut că a fost la Buhnici și nu știu, nu l-am ascultat că nu. Bă, trecând peste episodul ăla nefericit pentru care îl ține minte toată lumea cu Mihaela, dragostea mea. Care ce, dracu? E doar entuziasmul unui om care a câștigat. Entuziasmul unui om care în momentul ăla câștigase? Da, da. Ce dacă? Așa. Mircea Joana mie mi se pare un băiat deștept. Foarte ok și care ar putea să-mi răspundă punctual la niște întrebări pe care aș putea să le pun eu în toată ignoranța mea, eu nefiind neapărat pasionat de politică, cu atât mai mult de politică externă. Da, dar nu știu, e bine... Nu... Uite, vezi, tu ești mult mai curajos în privința asta. Eu nu m-aș putea să-l chem dacă n-aș ști în amănunt ce vreau să-l întreb și nu pot să-l întreb curiozități de ale mele sau nu știu. Bă, nu, îți dai seama că o să fac un research și o să-l întreb exact. Pe de altă parte, eu nu vreau să devină discuția foarte tehnică. Da. Că nu asta e. Nu asta e scopul. Adică la un moment nici dat... el nu cred că o să spună, nu? Că el... Spun că deține niște informații, toată șmecheria e să nu le spui. Sau să le spui într-o cu tot o altă formă în care să nu fie vădit punctuală. Da. E și asta, că asta e o altă abilitate a unui om politic bun, dar trecând peste asta. Între un om care nu este vicesecretarul NATO, așa, și un om care e, aș prefera să vină ăla care e, să-mi explice niște reguli, chiar dacă e foarte bazic pentru el, de politică. Da. E mult mai legitim să vină Mircea Joana să-mi explice chiar și niște chestii. Ala, pe Cristian Pârvulescu sau? Am eu acces la Mircea Joana. E mai ușor. Cheamă-l atunci, da? Da, asta zic, mie mai ușor la Mircea Joana. Ok. Plus că l-am și cunoscut. Da. Și... a fost super simpatic. Mi-a făcut cel mai corect breakdown pe House of Cards. Da? Da, exact, asta a fost discuție. Da, păi poți să încep de la asta, că e un început frumos de discuție cu omul ăsta. De asta zic și eu. Da. Bă, hai să revenim. Că mă interesează foarte mult începutul. Deci te-ai avut tu la un moment dat, am înțeles că motivația ta personală, și mi-a plăcut foarte mult maniera în care ai spus-o, a fost ca să-ți impresionezi bunica. Pentru că m-a dat la contabilitate, mi-a zis tot timpul stai departe de cărți, dar avea multe cărți în spate și îmi citea seara și, nu știu, erau chestii contradictorii. Asta zic, mi se pare că e o ironie a sorții foarte... A fost o femeie foarte inteligentă și extraordinar de citită și eu tot ce-mi doream, aveam senzația, făcea pregătirile ei la română și în spatele ei era o bibliotecă. Care este exact acum foarte asemănătoare cu ce e în spatele meu când mă filmez acum. Așa. Întotdeauna am vrut să am și eu una de aia, dar să fie cu ale mele și citite, știi? Cum ești poza aia cu Șordan cu... Da, da. Uite, bă, ce om citit, hai să-l punem primul. Asta am vrut și eu. Și când stătea în casă, ea pentru că citise mult și, nu știu, era deșteaptă, înțelegea mai bine și vecinii și pe bunică-miu și îi... îi manipula într-un fel sau nu știu, era întotdeauna în temă cu ce se întâmplă, chiar dacă alții nu erau, știi? Ea știa cum să abordeze subiectul, înțelegea viața într-un fel și eu am trăit de mic, că m-au dus în 90, la 4 ani m-am dus la ea sau să stau, că na, ei mei aveau afaceri de făcut și am trăit de mic cu ideea că dacă eu citesc toate cărțile alea din spate, o să cunosc și eu lucrul ăsta. O să știu și eu înainte cum e omul ăla, și dacă nu și-a dat el seama, eu mi-am dat seama că am citit toate chestiile alea. Și mi-a rămas așa în cap, era ca un fel de obsesie, că trebuie să aflu ce știe bunica mea și cum a aflat. Pentru că întotdeauna avea un avantaj în orice conversație. Avea și un mod de a vorbi un pic mai elegant, mai... pronunța cuvintele mai frumos, pentru că trebuia să recite poezii la școală, din Eminescu, din ce preda ea. Nu? Citise multă literatură română și asta te ajută într-un fel să folosești limba, să știi? Era și ea întotdeauna mă trăgea spre real, ca să-mi fac o meserie, să așa, și eu vreau să fiu ca aia. Vreau să fiu, hai, lasă-mă să, știi? Și după aia m-am chinuit foarte mult să-mi scriu compunerile și să-i arăt ei că sunt frumoase, că sunt... na. Tu ești un om care a funcționat și se vede o evoluție foarte clară în media asta online și te-ai dus pe o zonă care e destul de curajoasă. Nu știu dacă ești primul, dar clar ești vectorul de imagine al tipului ăsta de content pe online. În română, adică, da. În română, da. Contentul educațional. Da. Și ai zis, bă, să-mi vaful aia, să-mi fac eu canal pe educație. Era singurul lucru pe care puteam să-l fac ca să fie mândră de mine ea. Și ca să, știi? Deci nu te-ai gândit să faci formație de trap. Nu m-am gândit eu că asta e strategia mea de nu știu ce. Era un hobby. A apărut, era o cameră, se numea Canon EOS 5D Mark II. Prima cameră care filma... Nu știu, tată. Da. Aia cu senzor de cinema de la... Da. Care era și foarte puturoasă la lumină. Avea un ISO de la nativ de 600, nu știu cât dracu. Mă rog. Și eu îmi luam DSLR-urile astea pentru nunți și până acum făceau doar poze și eu, hop, a apărut unul care filma. Și am început să mă joc cu el, mă uitam și pe YouTube și m-am gândit ca un hobby, na. Hai să fac și eu chestia asta, dar să fac ceva, dacă iese ceva din asta sau nu știu, trebuie să fie ceva ce e onorabil și ce ar aprecia și bunica mea. Neapărat. Să poată bunica mea să se uite și să nu-i fie rușine cu mine, să știi? Cum a zis mie maică-mea, fă-mă dracu și tu muzică să-mi placă și mie. Ce naiba? Păi da, asta e toată șmecheria. Și da, am scris piesa Regele Verii. Da. Da, zic că te înțeleg mult mai mult decât... Păi cred că orice om are o legătură cu părinții și vrea să-i impresioneze sau cu cei care l-au crescut. Și, da. Și după aia a crescut încet și sigur sau a avut niște praguri? N-am avut. A crescut încet ca un bulgare. A fost ăla cu Ion Creangă, care nici măcar nu știu câte vizionare are, dar puține acum. Dar el creștea așa, avea 1000 de vizionări, 2000 de vizionări, foarte încet a crescut. Primii 2 ani n-am câștigat nimic. N-a fost, a fost $70 în 2 ani. Și mai am o motivație pentru care făceam chestia asta, dar ți-o povestesc după podcast, dacă mi-aduce aminte. Ah, ok. E prea pe personal sau prea pe mercantil? E prea nepovestită, mă rog, o să-ți spun după podcast. Ah, ok, nu-i de zis, nu vrei să-mi dai exclusivitate. Nu vrei să fac și eu view-uri. Să faci și eu. Bă, deja ai titlul. Zaiafet crede că femeia trebuie să-i spele vasele. Deja e, nu? Pui o poză, uite, stau așa. Zaiafet crede că rolul femeii e să spele vasele. Ăsta e cadrul, da? Da. Fac așa. Așa. Și pui femeia cu vasele. O pun în Photoshop? Da, pui aici vase. Dar stai mă, ce n-avem niște farfurii pe aici? Da. Dă că facem acum un reenactment. Baboia și adu niște farfurii. Da. Stai mă, du-te și adu farfurii că facem reenactment acum. Da. Da, sunt foarte curios acum legat de ăsta. O să-ți spun. Și... E intens. Sunt sigur. Da. Dacă alegi să nu spui, mi-închipui că e intens. Da. Păi de cealaltă parte ai funcționat foarte bine în mediul online. Da. Ulterior ai ajuns și media tradițională, media convențională. Da. Înainte să-mi răspunzi care sunt diferențele fundamentale între mediile astea două. Știu că ai mai vorbit, dar vreau să vorbești și aici. Ok. Vreau să vorbești și aici. Facem reenactment-ul femeii care spală vase. Noi acum vom face cover-ul. Dar asta nu se spală, speli vase de unică folosință. Da. După cum nici tu nu crezi că femeia ar trebui să spele vase, și alea sunt vase. Așa? Da. Păi, și fă cu degetul. Dar nu se vede că ăla e cadru. Trebuie să apar tu în el. Hai, mă. Nu mă, vină mă la prim plan, mă lasă la general. De la prim plan, Cristina, te rog eu mult. Ok, și acum sunt supărat, da? Da. Și acum zic eu cu voce de aia foarte dramatică. În acest podcast Zaiafet declară: femeia trebuie să spele vasele. Nu o să-ți vină să crezi ce a declarat Zaiafet în podcastul Aproximativ Discuții cu Gojira și Baboiaș, care interpretează o femeie. De ce? Pentru că asta și-a dorit toată viața. Să spele vase. Da. În timp ce Zaiafet îi comandă să spele vase. Și acum să ne întoarcem la lucruri mult mai puțin serioase. Și de parcă n-ar fi fost de ajuns, i-a mai dat și cu toporul în cap. Ai văzut filmul ăla? Asta, știrea aia din decembrie? Hai mă, ce naiba! It's a fucking instant classic! Da mă, hai să ne întoarcem. Bun. Ai activat foarte bine și foarte sănătos pentru YouTube-ul românesc în mediul online. Da. După care, invariabil, au venit propuneri din media tradițională. Doar Cronica. Da. Cronica, da. Așa, și TVR-ul. Da. Cred că exact asta a fost ordine. Da. Care e diferența fundamentală între... Deși tu ești spălat, mă, tu ca și content ești spălat, adică contentul tău poate să fie luat și pus pe TV fără nicio problemă. Da, dar nu e pus, pentru că e prea nișat. Nu poți să faci o poveste despre otomani în secolul XVIII și să te aștepți, pentru că tu la TV difuzezi o singură dată și se uită ăia care sunt prezenți în fața televizoarelor atunci. Tu vrei să faci ceva care poate stârni interesul oricărui om. Și atunci genul de texte pe care le scrii pentru TV sunt foarte diferite de cele pe care le scrii pentru online. Înainte să treci pe TV, ți-ai pus problema attention spam-ului de TV? Nu, nu-mi pun probleme de genul ăsta. Pentru că eu nu cred în... Eu cred că e foarte greșit să analizezi lucrurile în funcție de public. De exemplu, știu mulți oameni care... știu mai mulți youtuberi, vreo 4, care mi-au spus că durata lor medie de vizionare e de 40 de secunde sau nu știu ce dracu, lumea nu mai are răbdare sau lumea nu mai e atentă. Ce medie avem, mă, mâncați-o și sufletul tău? Ia, zi-mi-o pe aia de la Capatos, de la ăsta Capatos. Așa, pentru să lucrăm pe date. Da. 33 de minute. Păi da. Și eu la fel, cam astea sunt. E, cam astea sunt, da. Dar toată șmecheria este, în cazul meu, dacă media era mică și a fost mică la început, n-am spus că publicul nu are atenție sau că nu mi-am pus probleme de attention span, cum ai zis tu. Mi-am pus probleme de n-am scris eu introducerea suficient de bună. Nu s-a uitat pentru că nu i-am stârnit eu interesul, nu că e el prost. Știi? Ba, asta e o chestie care mă enervează. Da. Bă, sunt și proști. Da, da, asta e. Adică tu te gândești că publicul e, când de fapt, dacă vrei să înveți ceva, trebuie să tu să fii într-un fel, nu publicul. Publicul e cum e. Și mai e o chestie care mă enervează. Nu publicul e cum e. Orice fel de explicație care e în afara ta, mă enervează. De când eram mic, aud la nesfârșit că ceva nu-ți convine ție și e țara de vină, de exemplu. Nu e țara, nu se poate în țara asta. Dar uite că eu am putut, sau știi? Și ce ai făcut tu, statistici internaționale cu unde se poate, e o scuză ca să nu o faci tu. Sau ai epuizat toate opțiunile. Ai epuizat. Tu n-ai reușit să faci chestia aia și în loc să recunoști că poate ai fi putut să îmbunătățești ceva, poate ar fi trebuit să muncești mai mult, poate nu ești potrivit tu pentru asta. Poate ar fi trebuit să fii mai constant. Poate asta, sau poate chiar nu ești potrivit, da, poate nu, e mai ușor să dai vina pe altceva. Pe societate, pe țară, pe public, e publicul prost, nu? Bă, e țara de vină, mă, n-am putut să devin star porno, mă. Da, mă, ce n-ai reușit să faci tu, nu ești tu de vină, este orice altceva. E de ce nu sunt o atletă de performanță? Nu, e școala defectuoasă pe care am făcut-o, e sormea că m-a atras prea mult... Nu e tot, nimeni, oricine altcineva, numai tu nu ești, știi? Și David Popovici ăla are noroc, are noroc. Are noroc, are noroc. N-am avut noroc, n-am avut, băi, pune mâna. Nu-și pune nimeni problema că săracul copil ăla e privat de copilărie și adolescență ca să fie sportiv de performanță. Dar asta e altă discuție. Da, nu știu, eu cred că nu e în niciun caz o societate meritocratică. Nici la noi, nici în altă parte, dar nici nu e așa... De ce nu e meritocratică? Mi se pare că nu e. Nu e, frate, nu știu. Nu, în ce sens e? În ce sens nu e? Stai așa. În sensul în care oamenii ăia de care vorbeam noi cu orașele mici și cu fabrica în faliment au șanse foarte mici să beneficieze de toate pregătirile pe care le-am făcut eu cu prietenele lui bunica mea, de toate materiile. Și pe mine cineva m-a dădăcit și m-a dus cu zăhărelul prin literatura română, prin gustul ăsta pentru cărți. Era o bibliotecă mare în spatele lui bunica mea. Seara vorbeam despre chestiile astea. Nu sunt eu interesat. Nu pot să spun că sunt eu interesat nativ. Pe mine e o lege a sociologiei, nu? Vrei să cunoști omul, trebuie să-i cunoști clanul, clasa, rasa, familia. Dacă tai că tu se uită la fotbal, tu te uiți la fotbal. Dacă nu e meritocrație în sensul că oportunitățile pe care le am eu sunt ale unui om de clasă mijlocie, educată, cu familie educată, care are aceste oportunități. Tot ce am făcut eu este să muncesc și să și profit de ele. Puteam să nu muncesc, dar mult mai greu e în altă parte, știi? Când e o școală, și școala și profesorii pe care îi aveam eu la cel mai bun liceu sunt diferiți de profesorii pe care îi ai într-un orășel mic, unde oamenii sunt deziluzionați, unde nu există bani. Și la care, fie vorba între noi, studiu și gustul pentru literatură e ultima lor grijă. Că asta e altă problemă. Nu, aici ai dreptate. Deci nu poți să faci, să spui cu aroganță că eu mi-am făcut drumul și că tu n-ai fost în stare. Poate că nu știu. Faptul că am avut aparate foto cu care să-mi fac afacerea asta de fotografie vine de la mama, că mi-a dat mama bani să-mi iau aparate foto. Și m-a învățat să-mi fac firmă, pentru că ea avea firmă de 30 de ani. Și lucrase cu tot sistemul ăsta și m-a învățat cum să fac, ce să fac. Și mi-a plătit cursul de fotograf, că eu nu vreau să fiu contabil, și m-a ajutat. Și asta, nu știu, sunt multe lucruri pentru... Adică faptul că eu 2 ani de zile n-am câștigat nimic din YouTube și n-a trebuit să dau niciun gol și nici să fac compromisuri, pur și simplu pentru că nevastă mea avea un salariu enorm. Avea 3.000 de euro pe lună. Sau puteam să... Adică pe vremea aia oricum era foarte mult, acum 10 ani, și acum... Și acum e mare, știi? Sau... Și nu avea niciun stres. Ea niciodată nu mi-a reproșat că nu câștig și eu am reușit să-mi urmez alt vis decât ăla cu fotografia, din care câștigam deja bine. Și chestia asta, adică când te gândești la parcursul meu, sigur, merit că să se uite lumea. Am o experiență, mi-am luat în serios meseria, știu ce fac, dar în același timp foarte multă lume a pus umărul. Știi, cu susținere financiară, cu susținere emoțională, cu tot ce aveam eu nevoie, cu cărți, cu tot sprijinul ăsta. Educația mea, străbunicii mei erau profesori. E o diferență, e o chestie, știi? Și atunci greu să poți să spui despre cineva că n-ai avut tu, știi? N-ai vrut tu. E, dacă vrei, doar ca să ajungi până unde am ajuns eu, unul care nu are familia asta și bani. Că nu vin dintr-o familie bogată, dar vin dintr-o familie care avea vacanțe tot timpul, care avea, știi? Nu mi era frică că mor de foame. Și când nu câștigam nimica, nu mi era mie frică că nu o să am ce face, știi? Pe când unul care a făcut foamea sau trăiește modest, eu n-am avut chirie de plătit. Nu știu, nu pot să spun că e meritocrație. Știi? Din punctul ăsta de vedere, nu, dar meritocrația presupune și eficientizarea tuturor avantajelor pe care le ai și direcționarea lor și hiperfocusul într-o anumită direcție. Da, eu chiar m-am dedicat, am făcut chestiile astea, adică nu stau să spun că, aoleu, e numai... Și mă scuzi, exact cum spuneam și cum ai zis și tu mai mult sau mai puțin direct, focusul nu e una din problemele tale, absolut deloc, dimpotrivă. Da. Adică ești unul din cei mai focusați și on-point content creator din YouTube-ul românesc. Că de asta suntem și fanboy atât de mare. Bă, bune, serios, adică de atâta vreme, bă, ești ciocan, ești nebun la cap. Sunt 2 ciocane în YouTube-ul românesc pe care le respect extraordinar de... Tu și Dorian Popa. Știu că e foarte ciudat că zic asta, dar înțelegi exact ce vreau să spun. Da, îmi place de el. E mega tare, Dorian. Puși ciocan, Zaiafet, Dorian Popa. Am încheiat discuții. De multe ori invers. Dar e și așa, adică, e și chestia asta. Dar nu poți să zici că e numai chestia asta și nici n-aș... E și un fel de a te umfla în pene dacă începi să crezi că îți meriți succesul. Pentru că niciodată nu cred că îl meriți, de fapt. E un concurs de împrejurări. Hai să fim serioși. Adică... Și, când începi să crezi că tu meriți ce ai, trebuie automat să crezi că ceilalți care nu au merită și ei. Că nu funcționează să crezi că doar tu meriți ce ai și la ceilalți, știi? Și atunci e un pas foarte periculos să începi să te gândești, pentru că este stupid să crezi așa ceva. Este arogant și înseamnă să nu vezi lumea așa cum e sau să nu poți să empatizezi un pic cu alții. Nu că e o sărăcie constantă la noi în țară sau că nu cred că e. Și oricum a crescut PIB-ul de 10 ori din anii 90 încoace. Sau este enorm cât de mult evoluează țara noastră, că e NATO, că e nu UE, că toate chestiile astea și că am scăpat de dictator. Am trecut pe lângă, știi? Am trecut glonțul pe lângă noi, am scăpat și de chestia aia. Nu, și pe lângă Ceaușescu. Da. Deci, nu știu. Una din cele mai bune și sinistre glume din Cațavencu era cu Nadia Comănești lângă clanul Ceaușescu. Clanul, soții Ceaușescu. Da. Clanul Ceaușescu. E un clan, da. Era, da. Lângă soții Ceaușescu și gluma era de genul prima gimnastă care a luat vreodată în istoria gimnasticii 10 la bârnă, alături de primii dictatori din Balcan care au luat 7,62 la zid. Eu mă gândeam că gluma o să fie că Elena Ceaușescu a făcut primul 10 și alături de Nadia Comănești sau... No, no, no. Mult mai bună de atât. Nu știu cine a făcut gluma asta. Pare genul de glumă pe care o scria Ioan Temorar. Da. Mi-mi plăcea că ați avem cu vechi foarte mult. Și e fix genul de glumă pe care cred că Ioan Temorar a dat. Dar asta cu Nadia care a luat primul 10 la bârnă și soții Ceaușescu care sunt primii dictatori din Balcan care au 7,62 la zid. Tu te-ai prins, baboiaș, care-i treaba? Așa, e calibru de glonț. Da, cam toată lumea cred că s-a prins. Păi da. Stai mă, că trebuie să avem grijă acum cu referințele pe care le facem la ăștia mici. Tocmai mi-ai zis. Chiar trebuie, e o chestie la care eu sunt atent tot timpul. Și eu încerc cât mai mult să explic contextul. Ai dreptate aici. Pentru că nu e datoria nimănui să știe și în afară de asta, asta e meseria, nu? Să poți să te faci înțeles. Pentru că nu e datoria nimănui să știe și a noastră să spunem în pizda mății dacă tot n-am apucat să facem căcatul ăsta. Da, adică trebuie să... Tu știi foarte multe filme... Poți să le... Când le menționezi, poți să spui de ce. Știi? E și un exercițiu. Este. Da. Dar la mine ți-am mai zis, acum vreau să povestesc filme de-astea extraordinare, dar să le fac un rezumat de-asta total cretin, care n-are de fapt nicio legătură cu subiectul central al filmului, cum a fost ăsta cu Alien. E cu minerii care au fost întorși din drum. Trebuie să pui imagini peste, că altfel nu are haz. Are haz pentru aia care știu deja despre ce e vorba. Da. Așa. Și știu destul de bine. Că uite, de exemplu, să știi că aia din spațiu minau nu e cea mai comună informație. Adică poți să fi văzut filmul și să nu mai ții minte chestia asta. Exact. Sau? Și atunci gluma nu are... Carne. Doar e referențială fără să ai referința. Am înțeles. Câțiva care au, da. Dar restul o să fie, ok, m-am plictisit. Îmi place umorul niște. Îmi plac chestiile astea corchi. Trebuie să recunosc. Nu, aici ai dreptate. Tu mai ții minte, e un film în care joacă, destul de prost de altfel, dar în care joacă Quentin Tarantino, dar cred că joacă în filmul ăla... Desperado ăla? Nu. E fix, nu-mi dau seama dacă înainte sau după să debuteze el cu Reservoir Dogs, care e 92 din câte ține aminte. Și în filmul ăla, Quentin Tarantino, el a terminat actorie, de fapt. El e actor pe foaie. E la o petrecere de asta în casă și explică unuia cum Top Gun de fapt este despre homosexualitate. Na. E mega tare. În stilul lui explică? În stilul lui, dar râzi de te piși pe tine. Da. Cred că rolul e scris de el. Și explică lui aia. Deci. Grupul de piloți reprezintă homosexualii care îl cheamă pe Tom Cruise să vină la ei. Fata psiholog la care se duce Tom Cruise este heterosexualitatea care îl cheamă la ea. Și ei de-aia sunt și unși și lucesc în soare pentru că e homosexualitatea care îi spune lui Tom Cruise vino la noi. Înțeleg. Și el se duce cu ei, dar se duce și la ea. Și de fapt este despre lupta internă a lui Tom Cruise de a se zbate cu homosexualitatea sau cu heterosexualitatea. Subtextul chestiei asta este că în vremea aia începuse deja să apară zvonistica legată de Tom Cruise cum că ar fi gay. Da, care nu e adevărată. Sau e? Nu cred că s-a ascuns până acum. Sau s-a ascuns. Cum dracu, cea mai super vedetă internațională, nimănui nu mai pasă acum. S-a super ascuns. Și ai aproape 70 de ani, mergi 60 ceva de ani, încă o mai arzi. Băi, ce are Ce are vârsta cu dragostea, măi? Păi nu cred, a avut nu știu câte soții. Putea să nu mai aibă atâtea soții, să zică, bă, n-a mai mers dragostea pentru... Păi ce, un angagică? Cum? Ce? Înțeleg, înțeleg unde faci. Nu știu, da. Aia, bă, ce drag cu cover-uri de-astea, n-am mai văzut noi cover-up-uri de-astea. Tu crezi că e homosexual? Și dacă e? Păi nu contează dacă e, dar mi se pare așa. Tot e interesant dacă e, nu? Văd în altă lumină, Eyes Wide Shut. N-are cum să fie, mă, nici chestia asta. Uite, că a fost cu în relația aia lungă, a tot discutat și nevastă. Păi da, i-a distrus tinerețea fetei alea, în loc să-și vadă de... Nicole Kidman? Da. A nenorocit-o și pe Nicole Kidman. Frumoasă și ea. Hai de capul meu, cum e Eyes Wide Shut. E secvența aia. Dar și Tom Cruise, doamne, cât de frumos e Tom Cruise. Nu? Păi tu nu cumva... Păi face o pauză. Da. Ia stai așa. Da. Da, mă, nu. Am văzut cum te uiți când mă uit la tine. Da, cum mă uit. Și eu știu că tu știi că eu știu că tu știi. Da. Dar tu nu știi că eu știu. Știu ce ar trebui tu să știi că eu nu știu, ca tu să știi exact ce să-mi răspunzi acum. Oare? Da. Eu zic așa. Nu să-ți vine să crezi. Ce a recunoscut Zaia Fetuna? Vino înapoi cu farfurile alea. E momentul oportun. Da. De asta urăsc femeile. Pentru că... Da. Bă, te-ai distrat? Da, a fost fan. Băi, ăsta a fost unul din cele mai fan episoade, pe cuvântul meu, și repet, din poziția în care sunt fanboy. A, mulțumesc, mulțumesc. Foarte tare, adică te pun în panoplia invitațiilor din aproximativ discuții, al căror mare fan sunt. Lângă Vlad Irimia, cunoscut întregului stat român, ca fiind tataie de la B.U.G. Mafia. Pe Dorian Popa nu l-ai chemat? Bă, dar poți cum să nu? A fost printre primii chiar. Cum să nu-l chem pe Dorian? Da. Bă, cât de un point și mișto a fost Dorian. Da? Bă, mie îmi place Dorian foarte mult. Și acum, în umbra discuției pe care tocmai am avut-o, sunt aproape sigur că și ție. Știi cine îmi place? Mie, Silviu German. Normal că ne place Silviu German. Este foarte interesant Silviu German. Da. Bă, eu râd la Silviu German. Da. Băi, tu bă, știi pe aia cu 12 cursul. Ani face chestia asta. Da, 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 știu de mult. Deci, da. Bine, de la celebru, du-te în pizda, mătii, du-te în pizda, mătii, că ăla a fost ăla care a spart, așa. Da. Dar tu ai văzut-o pasta de acum vreo 3 ani cu cursurile de limba română, cu ăla de culoare pe care îl cheamă la tablă și zice, băi, buzoene. Da. Băi, de la primul. Da. Pe ăsta cu COVID-ul, știi? Cu femeia care povestește că nu e microvirus, e macrovirus, nu, că e atât de mare că i-a dărâmat casa șopronul de la casă din spate și că a venit aici pe stradă, a trecut printre două mașini, uite, de-aia sturtite mașinile alea. Că... Da, stai un pic ce mănânc azi, o știi? Eu ce... Normal, știu tot! Bă, ce tare! Oribilă, oribilă supă asta, oribilă! N-aș mai băga. Nu recomand nici la dușmani. După aia zice la măsa. Măi, știi când îi face măsa supă și e? Stă măsa lângă și ele, oribilă supă. Nici măcar. De ce îi face recenzie la măsa la supă? Da, alea cu cum îi zice, mă, ăla, gură de aur. Cum îl cheamă pe copilul ăla profet? Ioan Gură de Aur? Sau? Ioan Gură de Aur e personajul mitic pe care știm cu toții. Nu e... Cum îi spune, mă, ăla l-a popularizat Oreste? Nu știu. Alexandru Gură de Aur. Așa. Musca. Ăla cu musca, pe care a făcut-o Silviu German, o știi? Tot cu Alexandru Gură de Aur? Nu mi-aduc aminte. Hai de capul meu. Bă, certe că suntem fani Silviu German. Da. Clar trebuie să vină și el la aproximativ. Da, trebuie să-l cheme. Mamă, neapărat. Dar să vină... Cetatea Bucureștiului cu... Suntem aici în... Nici măcar nu știu unde dracu era, în Brașov, undeva era. Bă, mai e una care îmi place mult și sunt mai multe episoade... Speologi fără lanternă. Ai, pac. Am ajuns aici. Mă distrează că e ecran negru. Băi, speologi fără lanternă. Ce stupid. Of, Doamne, cât îmi place Silviu German. Da, da, da. Da, sunt mare fan. Trebuie să recunosc. Dar e mișto să-l chem pe Silviu în personaj. Păi, cred că n-a fost niciodată în afara personajului. Nu l-am văzut niciodată pe el, cumva. Doar... Atunci așa trebuie chemat. Da. Ba, e foarte fan Silviu și el. L-ai cunoscut? Normal. Dar am vrut să fac ceva pe radio cu el la un moment dat. Avea el Caraulea, nu știu cum, și era critic de jazz. Că aveam emisiune de radio la Tarnănana pe muzică, mai pe muzică alternativă, așa, și voiam să fac o chestie săptămânală cu Silviu German și el să fie Caraulea, nu știu cum, țin minte asta cu Caraulea, critic de jazz. Și a zis că vine? Da, 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 trebuia să și stăm, nu știu ce pulan s-a întâmplat, de fapt știu ce pulan s-a întâmplat. Mi-am dat seama că e foarte greu de transpus, exact cum ai zis tu, da. Umorul ăsta absurd în contextul în care nu știi exact referințele alea. Da, da. Că exact cum ți-am povestit și... Dar nu e pe gustul tuturor și se chinuie așa de mult. Exact. De-aia că eu am o apetență pentru chestiile astea mai nișate, că de-aia ți-am și povestit mai devreme, că eu la desenele alea cu omul căpușă cu de tic, eu râdeam ca prostul că erau într-o pictură de Hopper, că era referința la Superman care nu putea să schimbe, salveze lumea, că era ocupat la baie, eu râdeam din cu totul alte motive în pula mea. Mai e o chestie pe care o face el și n-am înțeles-o. Era un film în care, un clipuleț în care punea voce peste un interviu cu o fată pe la Dâmbovița pe aici, așa, care vorbea ea despre cultură, nu știu ce dracu. Așa. Și era foarte amuzant ce spune și după aia am căutat interviul și era cuvânt cu cuvânt ce spusese aia de fapt. Știi? Da, mai are și chestia asta, că și la Alexandru Gură de Aur e foarte puțin schimbat textul. Da. S-a părut, adică o chestie foarte interesantă, că dacă o spui tu cu o altă voce... Devine automat funny. Devine automat funny, pe când înainte era un pic penibil. Da, dar uite, i-a ratat conceptul. A ratat conceptul acum, pentru că eu aș fi făcut seria traducător român-român. Ăsta ar fost, traduc din română-română. Și dublez. Asta e. Aia cu japonezii îmi place mult. Sakakato! La aia cu japonezii... La mine gluma cu japonezii e mult mai simplă. Mie îmi place un japonez care să urle, să fie foarte afectat, să vorbească foarte afectat și să scape un nume de ăsta românesc la un moment. Ai îngădat o Vasilica. Și pula mea și de Vasilica. Ce îngădat o Vasilica? Ai îngădat o urziceni? Urziceni! Urziceni! Exact așa vreau să termin acum episodul ăsta absolut senzațional din Aproximativ Discuții, foarte pe sufletul meu. Like, subscribe, clopoțelul, Zaya Fetu.